Ok, bam, 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 ar trebui să se audă, și aici, se aude și aici, și aici, și aici. Perfect, acum hai să intre lumea. E cineva aici? Ia. Salut, uite, Dumitrescu F98. F F8, salut. Bună Andreea Georgescu, salut Marix. Ai pornit live-ul? Bună, am pierdut ceva, pe păi de-abia acum am pornit live-ul. Like dacă respirmă, Like toată lumea, like toată lumea, că acum începe nebunia aici cu uh, echipa abonaților, abonaților pe FC24 versiunea a doua. Uh, salut Sebastian Gurzo. Uh, ce faci? Uite, începem live acum. Salut Luca și Ilie. Like acolo, băieți, like acolo. Hai cu 20 de like-uri că am întârziat. Îmi cer, îmi cer, scuze că am întârziat, dar uh, am fost la facultate și uh, asta a fost. Uh, mă baci Left Winger, Stai că stai să se strângă lumea și începem să facem echipa. Frumos, elegant cât de cât. Bun. Acum, haide să schimb și eu asta. Și iar trebuie să vadă jocul, se vede jocul? Se vede jocul, perfect, perfect. Haide să să i dăm drumul ca acum acum am ajuns acasă și acum am dat drumul la live. Adică să nu credeți că că până acum eu să stteam acasă și pierdeam timpul. Chiar am avut am avut treabă și de aia n-am putut să i dau. Adică prin treabă, vă zic, am fost la facultate. Voi ce faceți? Ați fost la școală? Ați fost la astea? Eu sunt curios. Faci facultate? Da, fac facultate. FCSB, nu știam. Cum te simți, Leo? Mă simt, mă simt bine, mă doare un pic uh, gâtul și eu am o problemă cu alergiile. Nu știu dacă aveți alergii, dar eu am o problemă cu alergiile și în perioada asta, primăvară, vară, toamnă, tot timpul îmi curge nasul și mă, mă ustură ochii și da, e nasol. Nu vă doresc, nu vă doresc ce am eu. Uh, poate echipa s-a fie FCSB că tot e noua campioană, dar am fost la școală, da, am fost, am fost. Bravo că ați fost, bravo că ați fost la școală. Ce părere ai de FCSB? Uh, stau, stau la semi internat. Ah, stai, am din gură. Bun. Uh, băi, FCSB-ul e campioană 99,999999% ,99, 99%, adică nu are ce să se mai întâmple uh, și o să fim Elias șaralambus, nu, de fapt, stai așa o să fim Leo Grozavu și o să creăm echipa abonaților, adică prin echipa abonaților, echipa Leon FC, unde voi abonații mei o să fiți parte din ea și deja cred că știți formatul, trebuie doar să comentați în chat și eu o să aleg comentariile care îmi sar în ochi sau pur și simplu care, pe care le, nim le nimeresc așa, hai să vedem ce mai este aici în chat crezi că o să plece comandă la FCSB? FCSB da, cel mai probabil pentru că deja se vorbește de oferta uh, oferta din Qatar și e mai mult ca sigur 8 milioane de euro în 4 sezoane e ceva genial adică pentru orice fotbalist din România oricine s-ar duce, sunt foarte mulți bani, adică chiar n-ai, e, e, o sumă extraordinar de mare uh, și la vârsta lui, adică la 20 și, hai să zicem, 26 de ani, face 30 de ani când se termină contactul cu Qatar și el deja are 8 milioane de euro în cont și poate să-și trăiască viața așa cum vrea. Uh, vă bag, vă bag, vă bag în clip trebuie, trebuie să vă aleg prima oară. Hai că fac repede și echipa, asta e echipamentul. Galben cu negru, cum v-am obișnuit, culorile canalului. Și acum, custom crest nu ne interesează. Uh, și pentru că vreau să avem șanse la Champions League, o să dau overall ratingul O să fie, n-aș pune chiar 5 stele, că 5 stele deja e mult, dar 4 stele jumătate. Și cu niște ovoroluri de genul um, hmm, balanced, balanced, să zicem, n-am nevoie de buget și cam asta e. Bun, acum vă bag în echipă. Ce părere ai de Darius Solaru? Sper ca Darius să rămână la FCSB, dar și despre el deja se vorbesc, se vorbește despre un anume transfer, încă nu este vizată nicio echipă, dar și Darius s-ar putea să o părăsească pe steaua în vară. Eu ce am. Deci, băieți, în acest moment sunt 24 de like-uri, 25. Eu zic că este perfect pentru a ne alege portarul echipei. Începem frumos, începem cu portarul. Vă arăt aici, Uh, portarul echipei trainer ăsta. Deci, dacă vreți să fiți portarul echipei, comentați acum cu numele vostru și un motiv pentru care ați vrea să fiți portar. Gen, pe mine să zicem că mă cheamă Leo și eu zic Leo portar pentru că uh, este visul meu de când eram mic sau nu știu, o chestie. Deci pentru cine vrea portar prima oară și după aia continuă cu celelalte poziții. Eu cel mai mare overall din echipă, Răzvan Onofrei. Deocamdată nu nu aleg. Le luăm așa pe rând, frumos. Eu vreau right winger Gabo Moretti. A, păi da, dar deocamdată luăm portarul. Adică dacă vrei portar trebuie să zici. Luci. Îmi place să fiu portar și îmi doresc mult. Left winger pentru că asta joc și în realitate. Vlad portar pentru că am jucat în viața reală. Un motiv bun. Zero, numărul 8 Bun, uh, ideea e că Regulile sunt că trebuie să spamați Dacă nu spamați, nu mai aleg Deci trebuie să văd aici foarte mult în cea să fie nebunie Eu merg la fotbal, nu mai pot să stau pe live Mai ești pe live încă o oră? Probabil dacă o să mai fiu Eu, portal, a, portar Am vrut de mic, Nicolae Trebuie să scrieți acolo, băieți, ca, ca să vă aleg Să scrieți mult, 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 mult eu ce am e. dacă vreți portar prima oară bro uite, nu, mai bine mai bine facem așa direct, deci cine vrea portar să scrie direct numele și atât scrieți-vă numele în chat și după aia o să extrag eu pe cineva cel mai bine așa ca să fie cel mai corect pentru toată lumea să aibă toată lumea șansă Luca Pt, că n-am apărut pe niciun live, uite, poate să apari. Poate asta este ziua ta, frate, este ziua ta norocoasă în care să apari. Uite, avem aici în spate jucători legendari. Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Drăgușin, mamă ce, e în asta și de-aia mă, mă, mă încurcă. Ia să vedem ce aici, Yanis, Olive, am vrut să fiu portar de mic, zice Andreea Barbu, Yanis, Nicolae, Yanis, Luca Haiduc, Lucian, Oliver, Yanis. Like și subscribe. Nu uitați, băieți, like și subscribe. Vă zice Vlad aici. Andrei, Lucian. Haideți acolo, spamați puternic. Spamați puternic ca să, ca să am pe cine să aleg, mai ales că e o poziție importantă cea de portar și vine cu un overall destul de mare, de 79 are aici portarul echipei. Bun, cred că... Cred că să aleg pe cineva acum cred că o să aleg pe cineva și um, o să dau drumul la display capture și dăm aici chat frumos avem aici chat cel mai bine și o să aleg pe cineva fără să mă uit Haideți să vedem continua să scrieți continua să scrieți și o să aleg pe cineva imediat Bun, acum mă întorc cu spatele și persoana pe care o să apăs o să fie, uite, Andrei Vlad, o să fie portarul titular, da? Descrieți-vă și nume și prenume ca să fie mai ușor să scriu acolo. Bun, deci mă întorc și aleg pe cineva. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1... Și pe tine, frate. Ah, n-am apăsat. Și pe tine. Răzvan Onofrei este portarul echipei noastre, primul jucător ales la FC Leone. Acum să schimb și eu asta rapid. Primul jucător ales este Răzvan Onofrei. felicită Răzvan, ești primul jucător din uh, o grămadă de jucători că avem mulți de ales și tu o să fii portar azi, frate. Deci, Răzvan Onofrei este și moderator aici la noi pe canal, abonat activ, comentează la toate clipurile și merită postul de portar în echipa noastră. Onofrei, Onofrei, nu? Răzvan Onofrei. Like și subscribe! Like și subscribe! Hai să schimbăm și numele de echipament, chiar dacă nu o să vedem că nu o să prea joc. <coughs> <coughs> ah, della allergy. Core jana, so mă duc să îmi sufle nasul. Bun, băieți, Deci l-am ales pe Răzvan primul fotbalist al echipei. Sper să se vadă, nu? Se vede, perfect. Acum urmează un jucător direct de 82 overall. Răzvan are 79, cam puțin pentru un portar, dar e ok. E bine că e înalt și urmează fundașul dreapta. Haideți să vedem cine vrea să fie fundaș dreapta să comenteze acolo în nebunie. Sunt pe live la tine de 2 ore, dar de-abia a început de 10 minute. Cine a zis frate că e de 2 ore? Noroc. Bună, mami! <laughs> Ia uite ce zice lumea aici. Ian, Ianis Antal. Antal, ești cumva fiul lui Liviu Antal de a jucat la... La ce echipă a jucat Antal? La Național? La ce echipă, frate? La... Bă, îmi scapă Vazlui. La Vazlui a jucat Antal. 22 de persoane. Haideți cu like acolo, băieți. Haideți cu like. 40 de like-uri. Este foarte, foarte, foarte bine Cine n-a dat like s-a peste acum Pentru că urmează să alegem Fundașul dreapta al echipei Fundașul dreapta pentru România Ar fi Cristi Manea Sau Alexandru Pantea Iar dacă ar fi să companăm cu jucătorii de afară Jo Cancelo, bine, ele mai mult pe stânga Carvajal Walker, haide să vedem cine vrea să fie Kyle Walker Al echipei noastre Eu, 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 eu Cine, cine nu dă like îl dau afară Pe bune Ianis, la 40 de like-uri se alege. 41 de like-uri, e bine, e bine, e bine. Stăm bine, stăm bine. Eu, 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 eu. Trebuie să scrii și numele, bro. Trebuie să scrii și numele. Dacă scrii eu, eu, poate nu te aleg. Poate nu te aleg. Hai să vedem, 42 de like-uri. Uite, la 45 de like-uri alegem ca să fie acum. 3 like-uri, uite. Wiz Carlos, o, oh, te pup Carlos. Șarpe. Cum adică șarpe? Cum adică șarpe, bro? <laughs> la ce te referi? Vlad Panta Carvajal, Walker. <laughs> Te rog eu să fundaj dreapta. Carlos, Carlos, uite. Vrea Carlos să fie fundaș dreapta. Ce faci, Carlos? Vie aici în echipa mea. Pleci de la Tudor. Pleci de la Tudor, vie aici, la mine. Te pup. Vlad Pantea măcar. Mă. Iani Santal. Eu vreau. Încă două like-uri, băieți. Și alegem următorul fotbalist al echipei. Fundașul dreapta de 82 overall. Fundașul dreapta cu care atacăm UEFA Champions League. și 44 de like-uri. Hai cu un cu like. Hai cu un cu like. Bagă și tu Carlos acolo că pe tine te aleg, fii antenă. poate pică fix Carlos să fie fundașul dreapta. Și dacă n-ați făcut-o băieți, dați și voi un share la live-ul ăsta, să ajungă la cât mai multe persoane, uite 27 de persoane deja pe live, e bine. Cine a dat dislike? Uite, 45, gata, bun, 45 de like-uri, eu sunt un om de cuvânt, ca întotdeauna vă zic, eu când zic ceva așa rămâne și alegem acum fundașul dreapta al echipei. Vreți pizza? Ia uite. Vreți pizza? Ziceți băieți, vreți pizza? Nu mai contează. Hai. Hai să vedem. Hai să vedem dacă pică Carlos. Nicolae Lăbu, sunt, mare, sunt fan mare. Te respect, Nicolae. Te respect, te respect. Hai să vedem. Hai să văd aici. Iani Santal. Îl văd în continuu pe Iani Santal. Vlad Panta Carvajal, Walker Cancelo. Ăsta e tot numele tău în buletin. Nu uite. Carlos. Carlos cu idee de S. Andrei Emil. Oliver Șfichi. Și eu vreau o echipă. Și tot să fii Alex Kep. Dacă continui să comentezi, Carlos. Hai să vedem. Deci, alegem în 5, 4, 3, 2, 1, pe tine, frate, uite, pe tine, pe tine, frate. Ah, eram aici, prost. Hai, pe tine. Mocanu Ioan. Dani Mocanu. Dani Mocanu semnează cu Leone FC. Deci, Mocanu Ioan. Este nou nostru fundaj dreapta, titular 82 overall. Vine direct din Africa, din uh, Camerun, Ioan Mocano. L avem pe fratele lui Dani Mocano, Ioan Mocano, care semnează cu Leon FC oficial pentru 10 ani de zile, Ioan Mocano. Bine ai venit la echipă, frate. Bine ai venit. Urați bun venit lui Mocano. Urați bun venit. Bine ai venit, Ioan Mocan. Și acum, probabil jucătorul cu cel mai mare overall din echipa asta, 89 overall pentru fundașul central, fiul lui Peter Cech, care nu este portar, este fundaș central, 89 overall, fraților. Cine vrea să fie fundașul central cu cel mai mare overall al echipei, aici o să fie bătaie mare aici o să fie o bătaie extrem de mare și dacă tot e bătaie mare și tot e jucător de valoare, alegem la 50 de like-uri băieți, 46 de like-uri în acest moment. La 50 de like-uri alegem fundașul central de 89 overall, genial, aproape 90. Este la fel de bun ca Sergio Ramos, ca Thiago Silva, ca Eder Militao, fundașul central al echipei. Haideți să vedem cine va fi. Van, Vlad Van Dijk Ramos Dawa <laughs> Dawa, nu, nu De 10 ori mai bun decât Dawa De 10 ori mai bun decât Siabonga Înghezana Haideți să vedem pe cine alegem Unul dintre voi va fi Marele fundaș central al echipei Sebastian Gurzo comentează aici Păduche Păduche Dumitrescu Andreea, eu nu vreau overall mare pentru că nu sunt așa bun Nu contează frate Aici poate fi șansa ta să strălucești 50 de like-uri și alegem fundașul central. Ianis Andrei. În continuare, Ianis Antal, pardon, Ianis Antal comentează. Sebastian Andrea Ia uite, avem și o fată aici pe live care vrea să facă parte din Leon FC. Nicolae Centerback. Like și subscribe. Like și subscribe, băieți. Probabil sunteți toți abonați, dar nu mai contează. Dacă cumva nu sunteți verificați acolo, poate nu sunteți abonați. Apăsați pe butonașul la roșu și pe butonașul de like Că la 50 de like-uri vă aleg ca și fundaș central. 47 de like-uri. Dați și voi un share pe story sau pe WhatsApp la prietenii voștri. Cât timp uh, ziceți aici a uh, voi cine vrea să fie fundaș central, fac și eu un story. Fac și eu un story cu live-ul nebunesc ca să intre și mai multă lume. Uite, Carlos vrea să fie fundaș central. Carlos Sito. Nepotul lui Tudor Buțan vrea să fie fundașul central la Leone FC îl trădează pe îl trădează pe Tudor și vine aici la Leone. Ia să vedem, punem un story. Hap. Am pus și noi un story frumos. Bun am avut și eu două mesaje de răspuns. 47 de like-uri. Haideți, bă, băieți, cu like-urile alea. Ce va faceți? 27 de persoane? Sigur n-ai da like. Cineva sigur n-a dat like. Apasă, frate miu pe like acolo, uite. 48 de like-uri. Hai cu 50 aici și Hai cu 50 ca să alegem fundașul ăla central bombă. Că chiar, chiar, sunt curios. Dacă să fie Carlos, dacă să fie, uite, Vlad. Vlad Van Dijk, Ramos Dawa, Pe numele său adevărat. Pampers Dumi. Îl avem pe Pampers Dumi, care comentează aici, în continuu. E nebun, e nebun. Patrick Centerbeck, Liviu CB, Iani Santal, care în continuu zice. Hai să vedem. Încă un like, băieți. Încă un like. Să facă 50 de like și alegem fundașul central. Îl alegem pe Sergio Ramos, Eder Militao, de Feceleone. Fecele SB. Ia uite, 50 de like gata. Am zis, om de cuvânt... Alegem următorul fotbalist. 50 de like-uri. 50 de like-uri acolo, așa. Și, și acum. Ceatul ăsta nebunesc. Salut, Costision. Că nu te-am salutat. Vă salut pe toți băieți dacă nu v-am salutat cumva. Haideți să vedem. Fotbalistul care va intra ca cel mai bun fundaj central din echipa Leone FC este 5. 4, 3, 2, 1. Comentați, 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 comentați. Și uite el. Vlad Van Dijk Ramos Dawa este nou în nostru fundaș central de 89 overall. Felicitări Vlad Vlad Van Dijk Ramos Dawa. Cel mai frumos nume din această seară. Este noul nostru, nostru fundaș central Vlad Deci să scriem Vlad Van Vlad Van Dujic Hai mă că nu știu să scriu Dujic Vlad Van G Așa rămâne Și numele de familie va fi Daua Vlad Van Dijk Dawa. Este noul nostru fundaș central de 89 overall. Norocul, norocul maxim. Norocul maxim pentru Vlad Dawa. Dar urmează un alt fundaș central de origine chinezească. Este asiatic, dar are și el un 84 overall. Următorul Kim Min Jae din fotbalul mondial. Un jucător de mare perspectivă și de mare valoare. Oare cine va fi ales? De 84 overall Vrem să atacăm Champions League-uri Și ăștia sunt jucătorii cu care putem face asta 51 de like-uri în momentul ăsta La 55 alegem următorul jucător 52 de like-uri Încă 3 like-uri și îl alegem pe noul Kim Min Jae Care vine la Leon FC 30 de persoane pe live Vă salut pe toți Pe cei pe care nu v-am salutat Asiaticul Dumi face episod Acum nu fac episod Uh, da, vreau diavola, da. Uh, comandă și mama mea pizza. În aceste momente în care noi facem live, Încă două like-uri și la alegem pe asiaticul din comentarii. Mai pot fi în echipă? Da, să zicem, Sebi, pot să mai comentez, Chiar dacă ai fost și data trecută, po poate să comenteze toată lumea că cine știe, avem multe locuri în echipă și vreau cei mai buni dintre cei mai buni să aleg. Deci, încă un like, 54 de like-uri. La 55 de like-uri alege următorul fundal central al echipei de 84 overall. Haideți să vedem. Cine vrea să fie la Leone FC? Bing Jang Dong. Bing Jang 31 de persoane pe live. Vă salut pe toți cu mare respect, cu mare respect și dragoste. Și dacă n-ați făcut-o, nu uitați să apăsați pe la icone acolo, că la 55 la alegem pe următorul fotbalist din chat. Așa că, scrieți acolo așa, tastați repede, 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 bam, 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 mamaie, Kirill Krain, eu, 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 Leon, iau, te-a intrat Leon, Leon Junior, Bing Jang Bing King, Min, Nai. Uh, Vlad, dacă te-am ales, nu te mai aleg o dată, să știi. Nu te mai aleg că nu e frumos pentru băieți. Poți să mai comentezi, dar dacă piști tu o să-l iau pe de deasupra ta. Ca idee. Repede, ia uite. Dan, dănuț, te pup dănuț. Hai și tu aici la Leone FC. Comentează, comentează, repede, repede. 35 de persoane pe live. Nu uita să apăsați pe like, băieți. La 55 de like-uri alegem fundașul central care intră direct titular. Titular. Ia uite. Răzvan Amarică, e gigel. Mamaie, salutare tuturor Salut Cătălin Ionuț Luca, hai duc pe mine, please Stai așa, s-au făcut like-urile că mie nu mi-apare Mie nu mi-apare, cred că nu s-au făcut fraților N-ați apăsat pe like Vedeți ce se întâmplă dacă nu apăsați pe like N-am cum să vă aleg N-am cum să vă aleg Dați acolo și -a un like Și uite, vă mai zic una bombă Vă mai zic una bombă 55 de like-uri aleg fundașul central și după aia vă zic o bombă Vă zic o bombă ultimată Vă zic o bombă de ultimă oră. Dar până una alta, ai 55. Acum asta au făcut 55. Acum asta au făcut dane. Că eu sunt atent. Mă uit aici. Haideți să vedem. Fundașul central, de origine asiatică, care vine din Corea de Sud și de Nord, ca să semneze cu Leon FC, va fi ales în 5, în 4, în 3, în 2, în 1 și uite-l pe pe tine frate pe Bing Bing Jang Bong Dumitrescu fn 8 care și-a schimbat numele oficial în Bing Jang Bong. Cel mai bun nume de asiatic. Felicitări Dumitrescu FN8 sau FN8. Nu știu cum e pronunțat numele tău. Așa o să te scriu la echipă pentru că așa ai comentat Bin Jiang Bong. Este nouul nostru fundaș central. Bin Jiang Bong. Bin Jiang, stai că am scris greșit. Cred că așa era, nu? Bin Jiang și Bong. Ia uite, te chema lu, acum ai și tu un nume. Ai, are un nume foarte interesant. E din Singapore. Dacă știți să mi arătați uh, Singapore pe hartă, aveți 10 la geografie din partea mea. Bun. Acum urmează Cancelo. În cația și gura ta, Cancelo. 86 overall. Efectiv, Cancelo. Fundașul stânga al echipei noastre. O poziție extrem de interesantă. Direct workout. Al doilea workout din echipa noastră. 86 overall pentru fundașul stânga. Doar Singapore. Like și subscribe. Ia uite ce scrie aici, Vlad. Like și subscribe, băieți. Dacă n-apăsați pe like, nu se întâmplă nimic. 58 de like-uri, uite, la 60 de like-uri alegem. La 60 de like-uri alegem să fie, să fie frumos și elegant. La 60 de like-uri alegem, da? 58 de like-uri în momentul ăsta. În momentul de față. La caca, uite. La caca intră, intră și el în discuție. Pentru fundașul stânga. Tănase, Liviu, Andreea, Cătălin, Liviu, eu. La gaca, Costi Max. 59 de like-uri, băieți, încă un like și alegem următorul fotbalist din Leon FC, fundașul stânga de 86 overall, 60 de like-uri s-au făcut, am uitat să vă dau bomba, am uitat să vă dau bomba, dar vă dau imediat, vă dau imediat bomba de voiam să vă spun, că este o bombă, o bombă de la Hiroshima, deci, salut Leone Gaming și salut chat, te pup, obițule, te pup, noul moderator de pe Discord, dacă vreți, băieți, să intrați și pe Discord, Domnul Ovițu, dacă tu sunteți moderator, băgați și voi un link aici, spamați și voi un link în cea de la Discord să mai intre băieții. Bun, alegem fundașul stânga al echipei. Vreau să vă văd aici cu nebunie în chat. Salutare domnilor. Oh, voi intrați mereu amândoi în același timp? Nu, Lexule. Lexu și ovitu tot timpul. O pereche, e ca Messi cu Suarez. Alexandru Pantea, Messi. Vreau eu, please, că sunt fan City. Haide să vedem, frate. 86 overall pentru fundașul nostru stânga care va fi ales în 5 în 4 în 3 2 2 cum 2 1 și unul dintre voi haide să vedem cine comentează cel mai mult pe ăla la că trebuie să ai viteză sau să dai copy paste repede viteză acolo viteză pe scris cam asta e chestia dacă ai viteză pe scris te cam aleg hai să vedem și stânga al echipei noastre, Leon FC de 86 overall, este acest, acesta. El. Costi Sion, care vrea să fie trecut în echipă ca și Costi Max. Deasupra lui era Mamaie, dar Mamaie nu va fi deocamdată în această echipă. Deci, Costi Max este noul nostru fundat stânga de 86 overall. Costi Max, dați-i și voi live-ul ăsta lui Costi Max, că poate, poate intre și el. Poate intre și Costi Max să-l băgăm și pe el în echipa adevărat. Dar o, să, o să, rească să, să i punem alt nume, pentru că Costi Max e deja luat. E deja la Costi Max. Urmează acum un fundaș central care este, nu știu dacă e rezervă, dacă e titular, dar îmi arată aici și eu voi iau în ordine, că nu vreau. Dar urmează un, un jucător bun rău după, dar și acum... Dar și acum este un jucător interesant care poate, poate să intre în echipă. Este vorba despre fundașul nostru central de 7-6 overall. Nu este cel mai bun overall, dar este o poziție pe care o poate ocupa unul dintre voi, un, un jucător mai muncitor de fel. Așa că, haideți să vedem. Cine vrea să fie următorul nostru fundaș central? Bun, am revenit din nou în echipă, mi-a dat, mi-a dat pachet, mi-a dat, mi-a dat. Te-am băgat, te-am băgat în echipă, te-am băgat, pe păi, cum să nu te bag? Cum să nu te bag? Ia să vedem. 63 de like-uri băieți, 65 de like -uri. Frumos, elegant, frumos. 65 de like -uri. În echipa asta poate intru și eu, domnule Leone. Dacă, dacă e, te bag. Nu mai fac ca data trecută, dar a trecută am greșit eu. Acum te bag dacă e. Te bag dacă e. Hai să vedem. 64 de like-uri, hai la 65. Hai să vedem. Deci fundaș central, 76 overall. E un jucător mai cu experiență, dar nu atât de bun, dar cu experiență care în și își pune cuvântul. Probabil vice echipei. Când mai faci videouri cu fotbal în viața reală, 65 de like-uri, să zic imediat. Fotbal cu viața reală o să urmeze un clip senzațional. Cineva a dat like înapoi, sunt 64 acum, nu mai. Nu vă mai aleg, ce, ce înseamnă asta? Vă bate joc? Mă luați la mișto, băieți? Mă luați la mișto? Uite, 65, bine. Hai că aleg acum, că poate iarăși dați dislike și nu mai zic nimic, că deja... Aveți de astea urâte Bun, hai să vedem Gaming, HD, România, 2015 Să nu -l uitați pe Lexu Varosanu la echipă Te las că nu ai în ce să fac Că nu-ți la echipă Te las că nu mai ai în ce să fac Cum adică mă lași, bro? Ce faci? Ești de pe live? Poți să fii pe altă poziție Uite, serverul Leone Gaming Puteți să intrați și pe Discord, băieți Mai vorbim mai alea Din când în când <laughs> Shelly, uite, Leonul vrea pe Shelly. Hai să vedem. Fotbalistul, un central, îl aleg acum. O, Ovițu, sper să, <laughs> să pice Ovițu când scrie aici serverul Leon, ar fi Caterinca. Vezi că lipsește Florin Canavaro. <laughs> Florin Canavaro de pe Timișoara. Hai să vedem. În 5, 4, 3, 2, 1. Hai că vă aleg repede. Uite tu, Daviduț Dumas. Puteam să-l băgăm pe Shelly, dar mai are loc în echipă Shelly. Daviduț Dumas. Omul a zis eu și chiar așa a fost. Chiar a fost el. Chiar a fost el. A nimerit-o. A nimerit-o. Trebuie să-i dai cezarului ceea cezarului. Deci, cum te chema frate David, Daviduț Dumas? Fix așa te trec. Daviduț Dumas, ăsta e nume de, de scriitor, băi. E Alexandra Duma care a scris ce trei mușchetare. Vedeți că eu am cultură foarte mult. Eu am cultură mare, de om cu cultură, în fine. Urmează următorul nostru fotbalist și și voi ce avem aici. Deci, jucător de 87 overall pe partea dreaptă. Un fel de Rodrigo sau chiar Mohamed Salah se apropie acolo. 87 overall. Aici vreau să văd. Aici vreau să vă văd cu susținere mare de tot pentru că, sincer, trebuie să meritați. Trebuie să meritați dacă vreți să vă bag aici 87 overall pe bune. Pe bune că e, e nebunie. 87 overall. 66 de like-uri. Uite, la 70 de like-uri îl aleg pe cel de 87 overall pentru că mi se pare prea, prea bun. Prea bun. Leone Gaming, ia uite, intrați acolo la Leone Gaming, la tocană, 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 tocană. Hai să vedem. Deci jucătorul de 87 overall care intră pe poziția de right mid în echipa Leone FC va fi următorul pe care îl alegem în 3 like-uri, că sunt 67 de like-uri acum. Îmi place susținerea, băieți. Îmi place susținerea pe care o arătați și sunt tare curios. Bă, da, Becali nu vrea să fie nimeni. <laughs> Hai să vedem, vrea să fie cineva Becali Vrea să-l să, vrea să joace cineva pe Becali În această echipă, sunt tare curios Hai să vedem, 70 de like-uri și Alegem următorul fotbalist Din echipa Leon FC, ia uite, face și nemții Live, are 100 de persoane Eu de ce n-am 100 de persoane? Suntem 3-7, E ok, dar nu suntem 100 Ar fi top să fim 100 Eu, salut, am și o întrebare Ce părere ai despre situația pe care o are Petrolul Ploiești? Uh, în ce sens situație? Că petrolul mi se pare că se salvează de la retrogradare, n-are probleme, adică ei stau destul de bine. 68 de like-uri, încă 2 like-uri și alege următorul fotbal. Și voiam să vă zic marea bombă, băieți, adică pentru cine vrea să fie membru al, membru al canalului, direct îi dăm, uh, îl băgăm în echipă. Deci cine se face membru, intră în echipă garantat. 69 de like-uri, 42 de persoane pe live, vă salut pe toți, nu uitați să apăsați pe like să facem like acolo. Like. Luca Haiduc. Fou, Foudam. Robert. Eu. Oliver Saka. Eu. Gabo Moretti. 71 de like-uri băieți s-au făcut. Așa că următorul fotbalist al echipei care intră pe poziția aia. O vedeți și voi acolo. Uite așa. O vedeți. 87 overall. 87 overall. Hai să vedem cine vrea să fie în Leone FC. Haideți să vedem. Andrei Leone. Sper să fi tu, frate. Ar fi tare. Leone, FC, FC Leone mi-a dat, mi-a dat contract, am ce mânca. <laughs> 41 de persoane pe live. Vă respect. Ce beneficii avem, domnule Leone Gaming? Beneficii, uh, clipuri mai repede, va apare numele aici colorat. Cam astea, adică, bine. Dădeam follow pe Instagram, dar pe majoritatea v -am. Nu contează. Hai să vedem. Deci, Right middle de 87 overall de la Leone FC, un jucător de mare în valoare, mare speranță, mare randament. Ia, uite, a devenit membru, Lexul. Lexul nu te bag acum, pentru că acum alegeam pe altcineva. Vreau un Leone Gaming și a asigurat locul Lexu. Lexul este în echipă garantat. Haideți să vedem. Deci, jucătorul de 87 overall este în 5, 4, 3. 2, 1 și Răzvan amă amă amăricăi Răzvan, amăricăi Felicitări frate Ai avut bulan etern Lexule Tu îți alegi singur jucătorul Tu îți alegi singur jucătorul Deci când vrei tu să fii la echipă atunci Acum când ziceam de situație Mă refeream la înfrângerea de 4-0 și faptul că a antrenat un antrenor fără licență A, ah, nu știam Răzvan Maricăi, Stai de așa, bro, că Prima oară să-l băgăm pe Răzvan Amăricăi aici uh, Nu știam de situația asta Dar eu sunt curios ce părere aveți voi de De ce s-a întâmplat cu puștul uh, Mihaiu, parcă, nu? Care a avut un accident foarte, foarte grav Răzvan Amăricăi mai comentează aici Sui Răzvan Amăricăi eu pot fi în echipă? Da, bro. Ce pot face pentru un moderator? Să fii foarte activ. Să fii foarte activ, bro. Amăricăi. Amăricăi? Ești englez? Ai numărul 7, Ești negru? Ai tot ce, tot ce vrei tu. Ini Eduard. Ia uite, e fratele lui Ini Sebi. Ia zilexule. Vrei să, vrei să fii tu ăsta de 88? Hai să vedem. Haideți chat cu spam cu Lexu pentru susținere. <laughs> Pe oricum, Lexu acum a devenit membru, are dreptul să-și aleagă orice jucător. Deci, să vedem dacă, dacă vrea să ocupe poziția aia de deci, center mid de 88. Da, săracu, sper să-și revină jucătorul de la Iași. Hai la bere, normal frate. Leo, eu sunt Ratoni. Salut, Ratoni, salut. De, de zi, Lexule, vrei să fie ăsta de 88? Lexu forța, forța Lexu. Sunt bine cu șapte casui, pe bune, ai, ai numărul lui Ronaldo. Hai la bere dacă câștigăm. Leone Gaming, jurnalismul de calitate. <laughs> Bun, deci, Lexu, băi, Lexule, cum te scriu mai aici, am încați așa? Pun nume de familie Lexu sau prenume? O să-l punem Alex, Alex Lexu. Chiar dacă înseamnă cam așa acest... În fine Lexu vine de la Alex Da, Alex Lexul ca să nu mai Ia uite, And Andrei Leone sigură să fie în echipa asta Că îmi place prea mult Deci uh, Lexu s-a ales Dar rămâne atacantul, băieți Atacant de 81 overall la Leone FC Acum să vă văd Cine vrea să fie atacant? Cine vrea să fie atacant? Fac eu cinste Dumitrescu face cinste, frate Am și uitat cum te chema Tu erai Kim Mingongung ăla Kim Jong Gung Lung Hai să vedem, Șap la 75 de like-uri alegem următorul fotbalist care intră direct atacant la Leon FC. Hai să vedem, cine vrea să fie atacantul echipei? Unul dintre ei cel puțin, dar ia uite, Mbappe. Ini Edward. eu aș vrea portar. Mai avem un loc de portar rezervă, bro. Ai venit cam târziu pentru portarul titular, dar e ok. Gigi Becali, vă pup, guys, mulțumesc pentru susținere. Pă bune, frate, te susține în, în nebunie chat-ul ăsta. Nu uitați să vă hidratați băieți, eu am aici apa lângă mine. Cății live Leone Gaming HD 2005, 2003 te rog. Uh, și și să țin live-ul până în apropiere de meciurile tari din UEFA Champions League, că tot acum am făcut-o gen... Zicem că ne băgăm în Champions League pentru că se și joacă Champions League azi, deci ar avea sens. Hai să vedem cine o să fie atacantul echipei. 7-6 de like-uri, ok, s-au făcut like-urile. Nu eram atent. Dar a ieșit lumea, frate, ai ieșit lumea. De ce ați ieșit, fraților? De ce ați ieșit? Chiar dacă oamenii care au ieșit n-au cum să mă audă, dar de ce au ieșit? În fine, hai să alegem atacantul echipei. El, el el matador de Champions League. Leo Leone joacă FIFA HD 2003. <laughs> Urât, mă. Hai, mă, ovițule, că n-am cum să te bag portar. Ai venit târziu, ce să-ți fac? Care rezervă dacă prin noroc. Ia stați. Am lăsat cheile, nu știu. Hai Haideți că am uitat cheile nu șa. Și nu pot să intre sora mea în casă. Bun. Eu nu sunt de rezervă. O să rupți pentru postul de titular Ovițu Până un alt, haideți să alegem atacantul echipei. Scrieți ei ce băieți. Hai că vă las timp să scrieți un pic. Ca să nu ziceți că nu v-am lăsat. Hai să -n... să ne bunească ăsta. Vrea Pomano video. Pa, vrea pe mano. Păi să devină membru. Ca tine, Lexule. Uite, dacă dai, dai un banda stai în față, vorba aia. Nu e așa mai complicatură. E 2 lei. 2 lei e membru. Dacă era mai mult. Ce, mă? Băi, tu pleacă, mă, că te lăsam pe afară dacă voi. A, da? vezi, mai râde, mai ale. Hai să vedem atacantul. Lasă-mă că trebuie să aleg atacantul echipei. Membru Ovidule, păi se poate, uite, vezi? Exact, hai, hai să vedem. Atacantul echipei. Se alege acum, descrieți acolo. 5. Și 4 și 3, și 2, și 1, și... Hai să vedem, frate. Hai să vedem să curgă chat -ul. Uite, te aleg pe tine. Kiril Leone. Kiril Leone a fost ales. Ideea e, domnule Kiril Leone, vrei să te cheme Kiril Leone în echipă? Adică vrei să te cheme Kiril și să ai numele de familie Leone? ca să înțeleg. Explică domnule Kiril Leone. Scrie aici în chat să te văd. Eu nu ies că e prea top live-ul. Respect, respect, respect regele meu. Kiril Leone. Deci așa vrei? Kiril un fel de Kilian va pe bune. Pe bune. Respect Dumitrescu. Uite, 40 de persoane din nou. Respect pentru toată lumea care este pe live acum. Cei mai buni oameni din România sunt pe live acum. Kiril a zis că da, bun. Deci, uh, Ch Chiril Leone este nouul nostru atacant. Este nepotul meu. Verișorul meu care vine aici la Leone FC și probabil o să aibă parte de un tratament prezident, pre preferențial pentru că știi cum e. e în România e pe astea. Pă, bă, ești fisul lui Tas, nepotul lui unchiu adică dacă el e nepotul meu, probabil să fie titular cam toate meciile. Așa să fie, n-am ce să fac. E după mine, dar n-am ce să fac. Până la urmă, omul, omul, omul e botezat după numele meu. Verișorul nepotului tău, exact. Sunt abonat de când te chema fac și ai făcut episod cu Fece Argeș. Respect. Uite, cineva care a abonat de mult. Bine, și Lexu și Ovițu. Dar uite, încă cineva care a abonat de mult. Bun. Următoarea poziție, atacantul care este numărul 10 al echipei. Chiril Leone este doar numărul 9, numărul 10, 84 overall. Apoi dacă e verișorul tău, asta înseamnă că a intrat pe pile urât. Păi asta zic că e cam pe pile. Hai, ce să facem acum? Hai, hai să vedem cine vrea să fie celălalt atacant al echipei cu numărul 10, cu 84 overall din nou. Un overall foarte, foarte, foarte mare. Foarte mare overall acum pentru următorul nostru atacant pe care îl alegem la 80 de like-uri 78 de like deci doar 2 like ca să-l alegem mi se pare decent Andrei Leone ia să vedem o să fie cuplu de atac în, între Chiril Leone și Andrei Leone o să fie ia uite Leon a devenit și el frățior respect Leon respect respect frate uh, ideea e Leon că eu acum deja am dat pentru atacant vrei mi s-ar părea urât față de ceilalți de pe chat să ți-l dau ție direct. Să ți dau următoarea poziție pe care vrei tu ți-o dau. Leon, dacă mai ești, dacă mai ești pe chat. Mersi mult pentru membru. 79 de like-uri. Încă un like și aleg. Leon, să, să, nu te super, gen. Respect, te Poți să fiu mai activ de atât. Vreau mode. Să primești bro la final live Nu dau acum. Acum nu dau că nu e frumos. Hai să vedem. Încă un like și alegem Atacantul de 84 overall. Uite, Andreea Georgescu dă niște like-uri și cineva i-a dat ascundere. Ia uite, mai bagă Alexa acolo. Intra și pe serverul de Discord, băieți. Intra și pe serverul de Discord, că poate mai apăreți în clipuri. Am eu niște idei și o să fie mișto. A, încă un like și alegem următorul fotbalist. Mbappé, 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 Mbappé. Eduard Leone. Ia uite, toată lumea deci toată lumea vrea să fie neam cu mine, să fie verișorul meu, să fie unchiul, nepotul, frățiorul. Ia uite, Andrei Leone, l-avem pe Eduard Leone, eu Gabo, eu Ratoni, Mari, Mbappe, Vlad, Vali Pinguinu, Mario Achim, Marix care mă știa de când eram fact, Ianis 30 Mai activ pot să fiu, să fii și mai activ, să scrii la fiecare două secunde ceva în chat. Tot timpul e loc pentru mai bine. Hai încă un like băieți și alegem următorul fotbalist al echipei Fece Leone. Să vedem cine va fi alesul nostru. Eduard Leone sau Ianis Leone. Leone Gaming. Eu, 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 eu. Au, ce spamează Lexul. Cel mai bun om pe Câtă că, l v Olivier Mbappé. Ia uite-l mă, Oliver Mbappé. Dumi Leone, Emil Leone. <gri> eu, Mari, Dumi. Hai să vedem, fraților. de să vedem. Mai avem nevoie de un like să vă aleg. Nu vreau să aleg la 79, trebuie să alegem la 80, că așa îmi place mie la sumă rotundă. Vlad. Eu. Mai da și el la prietenii voștri. Nicușor Bellingham când? Nicușor Bellingham. Mai, mai de gravă, cum îl cheamă pe Bellingham? Jude, nu? Uh, Ju Julian. Julian Bellingham. 80 de like-uri, gata, s-au făcut. S-au făcut. Îmi amintesc în, în miroasea nu ai dat like. Știu că e veche. <laughs> Sunt Naș. Jude Andrei. Hai să vedem, fraților. Acum alegem atacantul de 84 overall. Îl Al alegem pe ăla acolo cu numărul 10. Hai să vedem care dintre voi va fi ales pentru că s-au făcut cele 80 de like-uri. În mici, cât a trecut de la live? 40 de minute și 80 de like-uri. Mi se pare genial, băieți. Mersi mult pentru tot susținerea asta. Și acum haide să vedem. Andrei Leone, Andrei Leone, Andrei Leone. Scrie, 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 scrie. Ia uite, Leon, eu. Uite, Leon, dacă pici, poți să pici. Poți să pici. Dacă pici, acum te aleg. Adică nu e problemă. Haide să vedem. Atacantul. Central. În colaborare cu Chiril Secret Leone. Va fi oare un alt membru al familiei Leone? Haideți să vedem. Vă mai alege. În 5. 4. Scrieți acolo, scrieți acolo Repete. Scrieți acolo în chat. Scrieți acolo în chat să alegem următorul fotbalist. 3. 2. 1. Scrie, 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 Și atacantul de 84 overall de la Leone FC este... Vali Pinguinul. Are și nume de atacant. Vali Pinguinul este noul nostru atacant la Leone FC. Urați bun venit colegii lui de echipă, cei pe care deja i-am ales sau cei de pe chat, urați, vreau să dau gol. O să dai, bro. Deci, Vali Pinguinul este nouul nostru atacant, numărul 10. A avut un, en un noroc enorm. A avut un noroc foarte, foarte mare. E clar că azi e ziua lui norocoasă Pentru că pinguinul Pinguinul Este nouă nostru atacant din Portugalia Număr 10 Și mai avem un right winger De 78 overall Și te întreb acum pe tine Leon Nouă nostru membru Vrei să fii asta de 78 Mai e unul de 84 Unul de 80 Zi Leon, care vrei să fii? Zi-mi zi overall? overallul Ăsta Vrei să fii left mid? Ce vrei să fi? Eu sunt Vlad Van Dijk Ramos. Nu, Andrei Leone. Bine ai venit. După meciuri facem grătare în spatele porții, pe bune. Leon, mai ești pe chat? Mai e pe chat, oare? Da, ăsta. Deci, ăsta de 84, mai zi o dată. Deci, ăsta de 84, cred că la asta se referă. V-am zis, băieți, cine devine membru are imunitate să aleagă pe oricine. Adică, na, da, ok. Bun. Deci cum te pun? Leon, Leon. Leon, Leon. Nu știu cum să te pun, bro. Te pun Leon, Leon. Să l avem și pe Leone și pe Leon în aceeași echipă. E numai echipa leilor aici. Leon, Leon, așa, așa așa să rămână. Ok, a zis și el, da. Perfect, Leon Leon este noul nostru fundaș stânga de 84 overall argentinian. Este nepotul lui Leo Messi. L-am pus Leone sau Leon? Leon Leon. Ok, perfect. Bun, acum alegem jucătorul de 78 overall, right winger, care aparent este titular în echipă și sunt membru. Nu ești membru bro, că mi-apare. Mi-apare cine e membru și cine nu. Hai să vedem. Cine vrea să fie acest jucător de 78 overall? Am ajuns la 79 de like-uri. Cineva a dat dislike sau habar n-am, nu știu de ce mi-apar 79 acum. E clar că cineva trolează. Și ca să fiu și o trolă, să zic 85 de like -uri. Ca să urcăm acolo sus. Ca să urcăm sus acolo, trebuie... Trebuie. Trebuie, pentru că rămânem Rămâne fără poziție. Astea sunt cele mai rare poziții. 78 overall. Right winger. În atac. Adică totuși vorbim de atac aici. Leone Gaming 2004 server. <laughs> 78 de ia s-au făcut like-uri. Mamă. Bine băi, hai că aleg pe cineva la 80 de like-uri ca să, că nu știu, s-au apucat băieții să nu, să dea dislike. Ai, când se fac 80 de like-uri, înapoi aleg pe cineva, că văd că lumea deja gata s-a enervat. Bă, dam. Ia uite. A băgat Leon 5 lei în chat. Respect, respect maxim Leon. Respect maxim. Respect maxim pentru Leon care a băgat 5 lei în chat. Dăm și lui aici un like. Să sărbătorim primul super la un live stream. Respect, respect Leon a băgat, a băgat banii aici A băgat banii aia grei Bun, haideți să alegem uh, Right winger-ul echipei O să schimb imediat asta ca să se vadă Bun, deci right winger haide să vedem Respect maxim pentru Toată lumea respect, respect că merită Leon În comentarii respect adevărat Respect maxim pentru Leon Care Ne-a cinstit cu 5 lei Dacă dau 10 lei un follow pe tine toc nu înțeleg bro n-am văzut Dumitrescu nu am intrat dar nu este frumos să spamezi lexule nu înțeleg mai bine îl cheamă Leon Mbappé pe bune hai băieți cine vrea să fie right winger de 78 la echipa noastră trebuie să scrie aici forță maximă 25 de persoane pe live am scăzut dar asta este mai scazi, mai crești, așa e în viață. Nu poți tot timpul să fii la cel mai înalt. Îți iei o pâine. Ce? Îmi iau o felie de pâine, dar lasă că e susținere, e susținere. Știi cum e. A dat din puținul lui acolo și pentru mine e respect. Cristi 2011, poți și eu? Da, pot și tu. Trebuie să spamezi acolo ca să te nimeresc. Aici, aici vă văd pe toți. Deci pe cine aleg eu de aici, el pică. Deci cam, cam așa funcționează, băieți. Pentru cine a intrat și e nou. Forță maximă, forță respect. Hai să vedem. Deci right wingerul de 78 overall din echipa noastră va fi jucătorul care spamează aici nebunește. Hai să vedem. ratonii, uite, ratonii și el pe aici. Toată lumea poate. Autoclicker. Autoclicker? Ce e autoclicker? Există asta gen să scrii repede? nu știu. În fine, hai să vedem. Hai să vedem. Trecem direct la nebunia noastră. Luați-vă autoclicker. Uite, știe aici Leon ce zice. Cred, habar n-am. Luați-vă, băgați-mi pe live, băgați-mi bot să dea like-uri, să facă vizionare, nu mă interesează. Puneți-vă telefonul, puneți-vă bunicile să-mi dea subscribe, să-mi dea like, nu mă interesează. Faceți cumva să creștem aici. Hai, să vedem. În 3, 2, 1 și... Uite-l pe el. Andrei Pro King pe care l-am văzut l-am văzut cu respect mare la comentarii, la clipuri, l-am văzut pe live-uri, l-am văzut pe shorturi, l-am văzut peste tot unde mă uit Andrei Pro King, l-am văzut și la Cristin comentarii. Jude Andrei, așa vrei să te scrie? Bine, bro, așa te scriem. Like și subscribe foarte bine, Vlad, de că ți amintesc să mai scrii din când în când. Like și subscribe. Deci, Jude Andrei, vreau să mă cheme așa, să te cheme, bro. Ești și jucător de culoare, uite. Ești mai negru decât Bellingham, dar nu contează. Jude Andrei este nou nostru right winger din Brazilia, numărul 11 pe tricou, direct Rodrigo de la Real Madrid. Și urmează acum, per cred că un portar. Avem un portar de 78 overall. Bro, eu eram cum adică tu erai, bro? Mari X Marix, Marix, Marix uh, Încă nu s-a terminat Mai avem aici, mai avem mulți Mai avem și pe cineva de 80 overall Mulți de 77 Deci nu vă speriați că Încă puteți avea un loc mare în echipă Uitați și voi cât de înalt e portarul ăsta Cine vrea să fie portarul ăsta De 3 metri, efectiv Mamă, uitați și voi e ce, Cred că e cel mai înalt portar din joc Cine vrea să fie cel mai înalt portar din joc, băieți? Haideți să vedem. Cine vrea să fie portar de 78 cu o înălțime demențială? Demențială. În acest moment, 83 de like-uri s-au strâns. Hai, uite, la 85 de like-uri, că mai sunt doar două like-uri. Haideți să alegem portarul. Leone, eu am fost în echipa din live-ul trecut, am fost capitan. Știu, Iani, știu, 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 știu. Ai avut și noroc, aia. Ai. Ești de, de noroc, că eu nu aleg favoriți, aleg pe cine pic aici, știi? Tânovan, eu și Vlad avem cel mai bun nume. Pă bune, pă bune. Haideți să vedem, încă două like-uri și alegem următorul fotbalist al echipei Portar. Uite, 84 de like-uri, încă un like. Încă un like și alegem portarul de 3 metri și jumătate care poate va fi titular, poate va fi rezervă, nu știu sigur. Lexul 2014, pot să intru și eu? Păi nu te-am băgat, bro, te-am băgat. <laughs> Lexule te-am băgat în echipă. Da, tu ai cel mai mare overall parcă Vlad. A, nu, Lexo are cel mai mare overall. Cine are cel mai mare? Lexo are. 85 de like-uri, băieți. 85 de like-uri sunt aici atent pe ele. Haideți să alegem uh, portarul uh, care va fi rezervă, dar uh, are șanse mari la titularizare. Portar de 3 metri și jumătate, nu uitați acest lucru. Nu, nu Uitați, Nu uitați. Hai să vedem. Ziceam că am un băiat de aici de mai devreme <laughs> Am înțeles. Hai să vedem, portar de uh, am și uitat. 78 overall parca, nu? Parca atât era. Hai să vedem. Cine vrea să fie portarul de 3 metri care sincer mai bine era la NBA la basket decât la fotbal, dar are șansa să se în Champions League la Leon FC. Eu, eu, Andrei Leone, mamai. Leo, nu mă scoate din poartă. Nu te scot, bro, să vedem. Va fi o luptă grea, va fi o luptă grea. Trebuie să lupți. Trebuie să lupți pentru postul tău de titular. Eu, 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 eu. Tata e cu țuica, Că o să scot 3 penaltiuri într-un meci. Dacă așa zici tu, am 80 de bani. 80 de bani, ce? În fine, hai să alegem. 5, 4, 3, 2, 1 și portarul pe care îl alegem este... Uite... Uite-l pe el. Masi Edi. Mamă, și de, deci aveam între Masi Edi erau doi jucători, Emil Leone și Andrei Leone. N-am reușit să prindem pe unul tot din familia mea și acum 100% puteți spune că nu sunt, nu sunt pe nepotisme um, Masi Edi va fi noul nostru portar de rezervă dar după cum spuneam are șanse la titularizare are poză cu Messi, dar uite că intre direct în poartă mas, mas, s -s -i? Masi Masi Edi bine ai venit la echipă bro bine ai venit la echipă Mămăligă CJ Ce mămăligă CJ, bro? Uite, o să pun masă să i Mămăligă CJ Așa vrea? Mămăligă cu cânați Vasi numele pe care îl vrei Te rog mult Hai să punem așa Bro, eu tot am fost portar Tura trecută și șarmet Eu ziceam Vasi A, ah. Leo, dacă vei juca un meci la ultimul corner, du în care o să dau cu capul. Probabil să jucăm doar finala Champions League, dacă să fie. Masie, Edi, te-am scris bine. Masie, uite. Bun. Hai că să a zăpăcit și ăsta. Hai să vedem. Leo, mai e loc pentru mine, mai e loc am pentru, pentru toți băieți. Hai să vedem. Cine vrea să fie mijlocaș central de 79 overall? Un overall mare. Mare rău de tot. Eu pot fi în echipă Emil Leone. Poți să fii, dacă pici, frate, poți să fi, Poate să fie toată lumea, dar chestia e să pici. Și în acest... Oh, l-am dat apă pe mine. Ah. Ha. Hai că n-am dat atât de multă, dar am dat. Uite, faceți cum zice Vlad, numele cine vrea, nu eu, că după aia poate unii n-aveți numele și e mai complicat. Scrieți, scrieți-vă numele. Scrieți-vă numele și vă aleg. Hai să vedem. Alegem direct, nu mai stăm la discuții, că like-urile greu să se mai fac acum. Uh, hai de să vedem. Da, voi nu uitați să apăsați pe like, adică, na, eu sunt uh, Danic acum, sunt Danicu. Voi hai să vedem cine vrea să fie mijlocaș central de 79. Auzi, pot, Pun și eu pe cineva de al meu care nu are YouTube N-am... Uh, pot să pui numele, dar mai bine să fie în chat aici, ca așa mi se pare corect Ia să vedem Hai să vedem uh, cine e mijlocaș central de 79 overall Overall mare și avem nevoie de jucători foarte buni și pe rezerve Pentru că atacăm Champions League-ul Hai să vedem 5, 4, 3, 2, 1... Și pe tine frate nume lol noob perfect lol noob este nou în nostru mijlocaș central de 79 dacă țin eu minte bine overall lol noob bine ai venit la echipă frate urații bun venit uh, lui lol noob la leone fc a avut noroc ce să mai Felicitări, frate. Și urmează acum. Leon e deja Leon Leon. Uh, urmează jucătorul de 80 overall, 80 overall băieți. 80 overall. Un overall foarte mare pentru un fundaș stânga din uh, Republica Democrată Congo. Deci, haideți să vedem cine vrea să fie pe poziția asta. Imposibil să pici. Leo, aici ultima oră că mă bagi. Bă, frate, spamezi de jumătate de oră. Nu știu, bro, na, na nu e vina mea. Crede-mă că dacă era după mine, te luam. Eu mă și dezaponez. Sunt abonat 8K. Respect. Hai cu like și subscribe. Eu să am concurență pe Right Winger. Nu știu, bro. Nu știu, bro. Rămâne de văzut. Hai să vedem. Alegem pe cineva direct acum ca să vă dau șanse celor care sunteți acum pe live. Și dacă deja cineva a fost ales, poate să comenteze cu numele altui băiat de pe chat pe care îl susține, îl respectă și așa mai departe. Ca să aibă toată lumea o șansă aici. Deci dacă, de exemplu, susțineți pe Marix, scrieți numele lui aici ca să-i dăm și lui o șansă în plus. Ce naiba se întâmplă? Bun. Hai să vă las un pic să, să scrieți. Deci scrieți numele cuiva de pe chat pe care îl susține sau vreți să fie în echipă, coleg cu voi. Și aleg acum în 5, 4, 3, 2, 1 și bum 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 șacalaca. Mai dăm o dată că nu s-a pus like, o să nu s-a pus click -ul. Și stop aici. Băi, nu se pune, mă frate. Mai punem încă o dată, mă scuzați. Și aici. Cristi. Cristi 2011 a fost ales. O video. <laughs> Eduard Leone. Uh, Cristi2011 Ia să vedem dacă mai răspunde aici Cristi2011 Mai răspunzi? IBM fan Ia uite, era aici N-am noroc Cristi, uite, răspunde Zi, Cristi, uh, cum te trec? Cristi2011, îl trecem așa în echipă? Oare mă pune, mă lasă să pun num numere? Mulțumesc, cu plăcere, frate Bine ai venit E bătaie, e bătaie pe locurile astea pentru că 2000... Cristi 2011. Așa te trec să nebunesc. Cristi și doar atât. Nu, îl punem Cristi 2011. Și va avea numărul de pet numele de petricou va fi 2011. Eu sunt de la 7 jumate pe live. Bă, îmi pare rău băieți, chiar, chiar, mă supără că nu, am cum să vă aleg pe toți, dar mai avem timp. Uite, mai avem jucători și mai avem timp, așa că nu vă, nu vă impacientați, mai sunt locuri. Am stat tot live-ul degeaba, am spamat în continuu. Bro, mai sunt, uite, mai sunt jucători. De 78, de 75. Hai să alegem pe următorul jucător, de 77, fundaj dreapta. deci, cum v-am zis, dacă susțineți pe cineva și deja ați fost aleși, puteți să puteți să le scrieți numele. Ești cel mai tare YouTuber. Respect mult. Mersi mult, Cristi. Uite, zice aici, lol, nu este foarte bună. Nu uita să apeși pe butonul de like pentru o șansă mai mare să pici. E posibil. E posibil. Hai să vedem. Nu sunt sigur, dar e posibil. Hai să vedem. Cine vrea să mai pici aici la echipă? Ce pot face pentru un moderator? O să dau la final live-ului, probabil, dar de obicei, așa fac. Nu știu. Vom vedea. Hai să vedem. Pe cine alegem? Ratoni. Uite și Costi Max îl susține pe Ratoni. Două secunde. Așa băieți, mă sunase tata. Bun, haide să alegem pe cineva direct ca să nu mai... Uh, Marix, sper că n-ai ieșit de pe live, dacă ești te pare rău. Poți să mai încerci să mai scrii, na, poate pici. Hai să vedem. Uite Andrei, FIFA și faci mai vrea, hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1 și pe tine frate. Ah, și uite așa, Ratoni. Ratoni care, nu mai știu, parcă a fost și live-ul trecut, parcă da. Bun. Ratoni este fundașul nostru dreapta de rezervă. Pe care o să scriem Ratoni, Ratoni, nu știu. Ratoni. Ratoni. Perfect, haideți să continuăm cu echipa, să terminăm, să definitivăm. Ratoni. Voi continua să scrieți, că să alegem imediat. Bun venit, ratonii. Bun venit, urații. Bun venit. Urmează jucătorul de 63, dar sunt interfonul. Nu știu, nu știu, dacă te vei stai așa două secunde. Uh, ia. Uite, poți să, pot să, mergi acum. Bun. Haideți că să, să aleg acum jucătorul pentru următoarea poziție care... Um, eu nu știu nu aș alege pentru 63, că mi se pare prea puțină. Să lăsăm la final asta de 63, de 64. O să alegem uh, pe 78. Aici, left mid ăsta, de 78. Ca să, ca să fie frumos. A intrat și Leone Junior pe live. Foarte, foarte tare. Bun, haide să alegem pe cineva. Haide să alegem acum și scrie, scrie, scrieți acolo. și voi nu vedeți, hai că dau camera. Bun, hai să dau camera ca să mă și vedeți și în 5, 4, 3, 2, 1 și pe tine. Ah, și pe tine. Andrei FIFA. Uite, Cristi 2011 pe care a fost deja ales, îl nominalizează pe Andrei FIFA. Andrei FIFA este aici pe live. Andrei FIFA să comenteze acum. Alex RB. Andrei FIFA, uite, Andrei FIFA ai fost ales și o să te punem cu numele de Andrei Leone, cum ai zis și tu că vrei. Deci, mai avem un membru al familiei Leone în echipă, Andrei FIFA, care își schimbă numele în Andrei Leone. <laughs> Așa că, bine ai venit la echipă, frate. Avem un jucător cu leone doi, Nu, doi jucători cu leone Un jucător cu leon Salut, sunt Andrei FIFA <laughs> Băi, Alex, termină cu astea Glumesc, în fine uh, Hai să-l alegem pe Blanco E cumva Blanco pe live-ul ăsta Sincer, eu nu prea ascult melodiile lui Blanco dar îl cunosc așa, știu vreo 2-3 Hai să vedem Să-l alegem pe următorul jucător Câte like-uri sau mai sunt băieți? 88 de like-uri Face și noi aproape 90 de like-uri. E bine, e bine. Ia uite, mari, mari YouTube. Hai să vedem. Pa. Salut, sunt fratele lui Andrei Fifa. Ce aveți cu el? Bun, hai să vedem. Următorul fotbalist al echipei noastre. În 5, 4, 3, 2, 1. Și pe tine. Costision care... Uh, L-a nominalizat pe Vlad Costi Siona a picat Care a zis de Vlad Vlad moderatorul Eu sunt fiul lui Ronaldo Că sunt de aceeași vârstă cu el Respect A ah, Marix de pe alt cont a, ah, ok um, Vlad ai, ai fost nominalizat și ai picat Mai avem uh, Vreo 5 jucători Rămași Vlad Vlad, Vlad, o să trecem Vlad cum? Vlad Leone <laughs> Pire Vlad, o să fii și tu Vlad Leone, doamne Dar pot, o să cheme pe prea multă lume Leone, nu -o, o să, pot să vă, să vă disting. Da, e, dacă vreți voi Vlad Leone Ok, Hai să mergem la următorul fotbalist. Încă vreau să pice Mari. Mari, ție să-ți las un loc asigurat. Dacă nu pici la astea de 70, măcar 63 sau 64 o să ai Mari. Deci în echipă să fii că îmi pare rău de tine. Dar poate pici. Hai să vedem. Uite și Alex NBA. Uite și Alex NBA și Leone Junior. Hai să vedem. Care e următorul jucător care pică? 73 overall left winger. I Alexandru este și el aici. Hai să vedem. Ianis. Ia uite, toată lumea vrea pe Ianis. Mai e și Leone Junior. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1 și tu. Ianis. 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 Lexu, Formula 1 încântat. Ianis. Ianis 30. Bine, ai venit la echipă și fix așa să te și trec. Ianis, Ianis, Ianis 30, cum îl avem și pe Cristi 2011, Ianis 30, frate. 30. Ianis Agi, Yanis Agi, a. Ianis Agi vrea? Mulțumesc mult. Leone Ianis. <gânguia> vrea și el, mă, cu Leone. Yanis Agi. Două bă, naiba, Marix, nu știu, bro. Nu știu de ce nu pici. Prezent, uite. Cristi 2011 e prezent. Nu, dar sună mai bine așa. Pe cum vrea Ianis? Că la el e chestia. Cum vrea el? Leone Ianis. De ce l-ai întrerupt pe Emrago? Vlad. Leone Ianis vrea. Bine, voi dacă vrei Leone Ianis. să fie numele de familie Ianis. Uite, Ianis 30 se transformă în Leone Ianis. OK. <laughs> Leone Ianis. Punem Ianis aici. Ianis. Ianis. Bun, perfect. I-născut și în 2003, de aceea să vârstă cu mine. Ianis Ianis numărul 30. Leo, îți viața mea, te iubesc. Respect mult Răzvan apreciez mult, bun, hai să vedem 75 overall pentru următorul jucător, poate pică Mari, deci scrieți dacă susțineți pe Mari, scrieți ca să pice și ea așa ar fi frumos intră pe discord la tribună uite, după jucătorul ăsta o să, o să intrăm o să, o să intru pe discord, ia, hai că ne uităm așa două secunde pe discord a dat. Acum cum spui tu. A. Băi, dacă n-a înjurat, nu e problemă, gen. Dacă doar a trimis niște emojiuri. Nu e problemă. Deci emojiile nu sunt așa o mare problemă. Bun. A, uite, mari, mari, mari. Toată lumea vrea pe mari. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1 și pe tine. Mari! Mari, în sfârșit, ai picat. Uite, Ratonii, mulțumește lui Ratonii că te-ai invocat. Felicitări, Mari. Felicitări. În sfârșit, Poți spune că ești la echipă. Cum vrei să te cheme, Mari? Zi, Mari și atât? Mă, Mari. <laughs> mă, Mari, mă, mă, Mari. Zi, mă, Mari, mă, cum vrei. Mari? Intră pe Discord la tribună. intră imediat. Mulțumesc Hai, bro pei nu te-am mai văzut, Andrei Andrei009 Nu te-am mai văzut Mariusica <laughs> Zi, Mari, cum te trecem? Mari Leon Nu mai pun așa Nu mai pun Leon Suntem prea mulți cu Leon O să fii Mari Mari June Anu mai mic June Anu Pune anul mai mic. nou mai umblu la ani. Intră pe Discord. Intră imediat, intră imediat pe Discord. Mari Mamaie. Uite, Mamaie. Perfect. Mamaie. Mari Mamaie. Chiar, chiar e nume de Mamaie. <laughs> Mari Mamaie. Ești din Jamaica. Bun. Hai să intrăm pe Discord la tribuna. Că tot ne cheamă Flavius 21 Turcanu. Sau Turcanu. Hai să intrăm pe Discord să vedem ce se întâmplă. Ah, e secretosul. Salut! Am intrat și nu se întâmplă nimic. Nu este nicio problemă, e îmbrago, Doar să nu vorbești urât. Păi e secretosul. Vreau pot să joc măcar jumătate de meci. Secretosule nu mai stau aici, că... Nici nu a intrat, mai chema la mișto. Mulțumesc toată lumea. Bravo, Mari, felicitări! Felicitări. Mai, mai ne rămâne... Cred că ne mai rămâne cineva. Uite, ne mai rămâne încă un portar. Ne mai rămâne un portar de 74 și încă... Încă 3 jucători în total. Hai să vedem cine mai vrea să fie portar al echipei noastre. Intră pe discul la tribun. Am intrat Adineauri. Salut! Mă auzi? Ce faci? Vezi că nu mai rămân aici, că acum faci numai cu chatul de pe YouTube. Nu, acum alegem din chat ca să fie corect pentru toată lumea. Dacă vrei să fie ales, trebuie să scrii în chat, bro. Bine, salut! Deci vrea și secretosul la echipă, numai că alegem din chat ca să fie mai corect. Alegem din chat, bun. Haide să vedem. Messi, 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 Messi. A, ah, nu. Messi, Messi. Messi, Messi, Messi. Messi. Leone Junior, numele cine vrea. Hai, numele, 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 numele. Cine vrea? Răzvan Ducan. Ăsta e ăla, la la FCSB. Poți să schimb poziția. Cristi, îmi pare rău. Nu mai schimbăm poziția. Rămâne așa. Intru pe toate live-urile. Leone Junior, hai. Să vedem. Ovidiu Vasile Porcar. <laughs> hai să vedem. Leone, poți să schimbi poziția? Am zis, Cristi, nu mai schimbăm poziția, îmi pare rău. Hai să vedem cine vrea să fie portar. Ia, câte like-uri sunt? Câte like-uri sunt băieți? 89 de like-uri. Ha, la 90 de like-uri, uite, mă uite aici la like -uri. Când se fac 90 de like-uri, alegem următorul fotbalist, ca să fie frumos. Ca să fie frumos, să fie respect pentru toată lumea. 89 de like-uri, hai cu un, un, un like, băieți. Hai cu un, un like, haideți, bă, un like. Un 1. Like acolo. Like 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 Apasati pe like. 90 de like-uri. Bun, hai să alegem pe cineva. În 5, în 4, în 3, în 2, în 1 și alegem pe Oare o să fie Leone Junior, oare o să fie Leone Emil, oare o să fie Alex NBA? Haideți să vedem cine este ultimul portar al echipei. Bum! Ovi Vasi. Ovi Vasi nu este pe live în acest moment. Ovidiu Vasile nu este pe live. Dacă nu răspunde Ovidiu Vasile, vom alege pe altcineva. Lexul a invocat pe Ovidiu Vasile. Ovidiu Vasile este pe live în aceste momente. Este o video Vasile pe live? Este oare sau nu? Pentru că dacă nu este, nu o să alegem. Este o video Vasile, da sau nu? Dacă nu este o video Vasile, trecem la următorul. Este o video Vasile? Cristi Borcea. <laughs> Aga Valeriu. Cristi Kivu. Nu este o Ovidiu Vasile, nici n-a vrut să devină membru Ovi încântat. Nu ești Ovi. Nu ești. Ia uite brațul ăsta. Ia uite. Ia uitați. Ia uitați brațul ăsta, băieți. Ia uitați aici. Ia uitați. Ia uitați. Bine. Nu-l văd pe Ovidiu Vasile aici. Deci o să continuăm căutarea. O să continuăm căutarea. Bun. Hai să vedem. Este bine, sănătos. Am biceps, triceps. Salut, mă cheamă Ovidiu Vasile. <laughs> Bun. Alegem următorul. alegem din nou portarul, băieți. Alegem din nou portarul, băieți. 40 de persoane pe live. Bombă. Hai. 5, 4, 3, 2, 1. Și pe tine. Nu, ah. Și pe tine. Leone Junior. Mamă, dar uitați și voi câți Leone Junior erau. Leone Junior, Felicitări, ești portarul echipei de 74 overall. Ovidiu Vasile nu era aici. Leone. Leone Junior. J... Ju, J... Jur, punem Juru mai bine. Leone Juru. Felicitări, frate. Mai avem, mai avem doi fotbaliști. Și încheiem echipa. Deci ultimii doi. Hai să vedem. Primul este de 63 overall. Nu este cel mai mare overall. Dar este, este bine. Salut, sunt Ovidiu Vasile și am 66 de ani. <laughs> Hai să vedem. Alegem rapid penultimul jucător acum. Haoleu. Bună, bebe. Hai să vedem. Chiar dacă nu e cel mai mare overall, e șansa voastră să fiți în echipă. Hai să vedem. Cine vrea să mai fie în echipa lui Leone? Cine își mai dorește, cine își mai poftește? Vine o video, Vasile, păzea. Păi dacă vine, trebuie să lupte pentru poziția lui de membru al echipei. Rege, acum am ajuns și eu de la țară. Îmi pare rău, videole te -a, te, -a, te -a invocat, Lexu nu erai aici. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Hai să vedem. În 5, în 4, în 3, în 2, în 1 și pe tine. Hai că mai dau o dată. Tudor Buțan. Ce naiba s-a întâmplat? Și mamă, deci bagă în continuu. N-ai ce să faci cu Lexu. E o video Vasile în continuu aici. Aoleu. Aoleu. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem. Bum. O video Vasile. O video Vasile n avea cum să scăpăm de el. E peste tot. Cai din Lego Ninjago. O video Vasile. Felicitări. Ai 63 overall. Emilio Central. Ovidiu Ai fost uh, Vasile Ai fost uh, uh, Promovat de la poziția de portar La echipa cealaltă, la poziția de mijlocaș central, la poziția aceasta Și mai avem un fotbalist Ultimul fotbalist al echipei Are 64 overall și este Nepotul lui Greenwood Pe care o să-l alegem La Acum, naiba. Hai să vedem. Tu ești Lixandru. Cai din Lego Ninjago. Murim. Murim. Like dacă respiri. Like dacă n-ai murit, băi. Bravo, Ovidiu Vasile. Felicitări. Bravo, Vidu Vasile. Bravo, tată. Hai să vedem. M-a ieșit dată cu Greenwood din pușcărie. Deci, următorul fotbalist a făcut pușcărie cu Greenwood. Hai să vedem cine este. Hai să vedem. Like dacă ai făcut pușcărie, pardon. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1. Bum! Cai din... Ne, asta e la mișto. Nu l-i apăsa. Că ca cai din Lego Ninjago, ca ai și fost ales. Bun, hai să vedem. Vedem pe Alex NBA. Vedem pe Flavius. Oviț a fost deja ales. Hai să vedem. A furat niște ghete. Hai. Hai să vedem. Cine își dorește cu adevărat? 5, 4, 3, 2, 1 și... Bum! Alex NBA. Ok. Alex NBA, felicitări! Ai făcut pasul de la NBA la Champions League. Și ești noul nostru fotbalist Tocmai întors din pușcăria cu Greenwood Alex NBA 20 de ani, englez Și aceasta este echipa Vă voi mai zice Like dacă mă apreciezi Like Like mă Yay Like dacă l apreciezi pe Ovidiu Vasile <laughs> Like toată lumea care l apreciează pe Ovidiu Vasile Respect Ovidiu Vasile uh, Bun Aolo, așa. Bun, haide să vă zic o dată echipa. Deci îl avem pe Răzvan Onofre în poartă. Ioan Mocanu, care nici nu mai știu dacă e mai e pe live. Nu e corect. Îmi pare rău. Like pentru un rock. Like dacă l apreciez pe Lexus. Așa, l avem pe uh, Vlad Van Dijk Daua, care e cel mai bun fotbalist al echipei. l avem pe uh, Bing Jang Bong, îl avem pe Costi Max, îl avem pe Dumas, îl avem pe Amaricăi, îl avem pe Lex, îl avem pe uh, Ch Chiril Leone, îl avem pe Pinguinu, pe Andrei, pe Edi, pe Nub, pe Leon, pe Costi 2011, pe Ratoni, pe Ovidiu Vasile. Pe un alt Leone, pe un alt Leone, pe NBA, pe Yanis, pe Mamae, pe Leone Junior și ăștia sunt toți fotbaliștii echipei. Eu ies, papa, pa, pa, pa. Haide să vedem dacă reușim să câștigăm UEFA Champions League-ul cu această echipă extrem de competitivă. Și o să-i scoatem din Champions League pe Spurs care nici nu au ce să caute aici. Băgăm pe Leone. Băi, te-a te băgat, băi, Lexele L-am băgat, mă Respect colegilor de echipă Și tuturor pe ceea ce suscrib. Respect, respect maxim Zeu Leone Mă rog la tine, viața mea Eu sunt cel mai bun jucător de la mine din cameră Pă bune Eu ies Pa, lăsați-mă în pace Aoleu, s-a supărat, băi S-a supărat Flavius Nu te mai supăra Flavius cea mai ușoară grupă Pe mine de ce nu mă bagi niciodată? Păi n-ai picat, bebe Ce, ai făcut tu spam? Ai făcut tu spam să te bag? N-ai făcut Aici e bazat pe spam Trebuie să-ți scrii acolo Eu ies, pa Live pentru Leone Gaming HD Cum să ieși, băi, Lexole? Te-am băgat în echipă Pot să joc un meci? O să vedem Nici live-ul trecut nu a fost ales Dar nu mă supăr Uite-mă aici Respect, Andrei Îmi pare rău ca n-ai fost ales. Stai seama că n-am făcut intenționat. Băi, de ce îi ștergeți mesajele la băiat? La care băiat? Cui, cine îi șterge mesajele? Că nici nu știu. Nimeni nu știu. Ok. Haide să băgăm repede aici niște de astea, că suntem în Champions League și trebuie să ieșim din grupe ca să luăm Champions League-ul cu Leone FC. După aia mă duc și eu să mai mănânc ceva că mi de stomacul, dar vreau până una alta să luăm Champions League-ul cu echipa a lui Leone. Băi, nu vă mai ștergeți mai atâta comentariile. Sunteți nebuni? Eu sunt cel mai bun. Vali Pinguinu. Pinguinu. Lea, uite, Leon. Nub. Leone, Lexu. A, uite-l pe Lexu. Onofrei. Dawa. Bong. Mocanu. Uitați, băi, ce echipă aici, genială, 2011. <laughs> Junior, Leone Junior, cei mai tari, cei mai tari, cei care sunt pe live ce ăsta, cei mai tari. Eu am știți că spama că vrea mod. Cine spama? Like, mă, pentru Ovidiu Vasile. Like pentru Leone, băi, like. Prea bazat Lexu. Hai cu UCL-ul ăla. UCL, UEFA Champions League. Eu sunt în rezervă, bă. Stai, bă, că poate joci. Am cu Covidul Vasile. Suntem și în Premier League, băieți. Hai să vedem primul nostru meci de Champions League va fi împotriva celor de la uh, Marseille. Ideea e că acum am văzut că sper să nu aveți release closuri, că altfel l-am dat de naiba. Release close, mamă, 50 de milioane la Crisi 2011. Ah, oh, Crisi 2011 e posibil să plece și Răzvan Onofrei ca au release closures. Și noi nu avem bani aici la echipă Nu avem bani Nu avem bani, băi, băieți O să dau promote la senior team la ăștia Și după aia O să-i pun pe lista de transferuri Fiți atenți ce face Leon aici, că e geniu Fac așa ca să Ca să fac bani, să vă dau salarii Ca altfel n-am de unde să vă plătesc Mâncavași gura voastră Gibson asta sigur nu e de la noi din echipă. Mama e pinguinul, restul sunt. Ia, development, vârstă. 16, pe Kang, pe lista de transferuri. Așa, Bulut, te-am băgat. Gibson, gata. Restul sunt ai noștri. Bun, haideți ca să-i dăm afară pe fraieri ăștia. Ce naiba, un nebunit aici. Pa, Andreea Georgescu, un mic și Like dacă ai auzit de Real Madrid. Am pretenții de Champions League. Champions League, bă băiate, hai, uite. Un milion de euro oferă Șep și Sfântul Gheorghe pentru Steven Gibson. S-a dus. Hai să facem, să facem, rapid bani pentru contractele voastre, că voi sunteți nemâncați. Like, uh, o să ai, frate, ai răbdare că o să reușești. Joacă Ovidiu Vasile pe toate posturile. Pă, bune. Hai să, să vă dau contracte, că au intrat banii. Uite, of un ofrei, dăm. Măcar așa cum o fi. Nu vrea extensie, dar măcar să nu mai aibă aia. Ia, un an. Perfect, nu mai are nimeni release close. Hai să mai dăm și așa la ăștia care mai au. Bun. Costi maxi dăm și lui. Mănâncă banii de la Shelly. Aolo. Aolo, iarăși, iarăși nu mai acceptă. Băi, Trebuie să mai vindem jucători, că e, nebunie. Eu vreau 100 de euro. Băi, sunt rezervă. Ai cota cea mai mare. Mamă. Acceptăm oferta asta. Uitați și voi, pentru Leon, Leon. Noul nostru membru, 60 de milioane de la Arbi Leipzig. Băi, Leone, ești nebun? Să vină banii. Să vină banii. Ia uite, ofertă de loan to buy pentru o video Vasile de la uh, Levante. Dar nu acceptăm noi așa ceva. Costision, m-am abonat la canalul tău de YouTube. Ia uite, foarte tare. Respect, Emrago legendar, chiar dacă nu te-am băgat, apreciez că ai rămas pe live aici. Respect, maxim. Ia să vedem, trebuie să mai facem rost de bănuți, să vă dau vouă, că voi, voi vreți banii mei, băi, sunteți numai pe interes. Da. Măcar lui Lexu, ia. Pa, nici Lexu nu vrea, Nub, nu, nu vrea pinguinul. Nici pinguinul, Andrei Leone, hai tu Andrei, mamă. Iani, hai tu frate, băi, Băi, ce se întâmplă? Nu vrea nimeni. Davidus Dumas. Nu mai vrea nimeni, frate, să renuiască. Te pu, frate, Rago. Și mie, mă. Băi, dacă nu vreți să acceptați, ce vreți să vă fac? Sunteți nebuni? Leone transfer offer. A, uite. Ma deci, am Leone. De fapt, nu. Chiril Leone primește o ofertă de 45 de milioane de la Leicester. Marii mamaie pat long to buy de la Brentford Și trebuie să scap de chinezii ăia de acolo așa. Changing the focus of 2011 Ia uite o ofertă pentru Vlad Van Dijk Daua wow, 121 de milioane De la Newcastle Dar nu mai dăm pe nimeni Asta este trecem de perioada de transferul Mergem direct la meciul cu Marseille Pe care o să-l simulăm de aici din calendar Să vedem ce se întâmplă Vrem bani mulți Luăm UCL, mă. Luăm, băi, luăm Champions League. Hai să vedem, îi bate pe Marseille? Egal cu Marseille, nu e atât de rău. Mergi cu Frankfurt. Îi batem pe Frankfurt? Eu nu vreau niciun salariu mie, dacă îmi faci un grătar și o bere fără alcool, ce bine sunt. <laughs> Așa, respect. Egal și cu Frankfurt, băi, numai 2-2 doi, doi facem, trebuie să și câștigăm. Hai cu apărările alea, hai cu apărările dacă e. Hai să batem pe Sporting, că situația e nasoală în Champions League dacă nu câștigăm meciul ăsta și ne bate Sporting, băieți! Ne bate Sporting Lisabona și avem doar două puncte după 3 etape de UEFA Champions League. Suntem pe ultimul loc! Să te uiți la final câte goluri am dat dacă am jucat. Ne uităm, bineînțeles. Hai să mergem, simulăm și returul cu Sporting și dacă pierdem, suntem obligați să jucăm următoarele meciuri, că altfel nu ieșim din Champions League. Egal cu Sporting Lisabona Hai să vedem cum arată situația în Premier League În campionat suntem vărzucă În Champions League voiam să zic 3 puncte Și da, trebuie să câștigăm următorul meci neapărat Mergem la meciul cu Frankfurt Ne revenim, ne revenim Să dăm acum un highlights Dăm acum un highlights să-i să batem Dăm un highlights Power, rău de tot ne-a adus de băut Ovidiu Vasile în vestiar. Păi da, jucați mai de prost. Păi dacă voi stați să beți. Dacă voi stați la băut în loc să jucăm aici, pau, de tot, să câștigăm, să luăm Champions League-ul, voi stați să vă îmbătați, nebunii mei. Nebunii mei. Ori sunteți fotbaliști, ori sunteți bețivi. Ia uite, frate. Hai să-i batem pe de la Frankfurt, că e nebunie. Hai să vedem. Da, a accidentat. Nu pot să cred. Cel mai bun fundaș al nostru e accidentat. Uite, de aia pierdem. O să-l băgăm pe Max, fundație central. Și asta e echipa, n aveam ce să facem. Poți juca, te rog? Hai să vedem, îl băgăm pe 2011. Unde ești 2011? Păi nu ești în echipă? What the fuck? 2011 nu mai e în echipă. Ce s-a întâmplat, frate, de implicat? plecat? Pot, mă. Să așa că cred că am pierdut niște jucători, că nu mai nu mai găsesc aici. Ce s-a întâmplat oare? Hai să băgăm și noi pe 2011. Dar nu-l văd. Băi, 2011. A, ah, uite aici ești. Ok, scuze. Era în echipă, eram eu orb. Eram eu orb, eram eu orb. Eu am concurență mare pe post. Să rogam în echipei, n-ai mingea, tragi la poartă. <laughs> Și pe mine, Leo Alex NBA. Hai să vedem NBA. Cât avei tu NBA? Păi nu te vad, frate. Sunt eu orb. NBA. A, ești mic acum. Ești mic. E, e mești greu, băi. E match greu, băieți. Hai bă, ca îl băcăm pe Leone Junior. în poartă ca mă roagă și e Leone Junior până la urmă. Eu nu mai sunt. Cum nu mai ești, băi? Pă, bune. Ba nu mă ești Vasile, uite, o video Vasile. Nu mă mai minți, frate, nu mă mai minți. De ce mă minți? Că uite, da, aia nu jucăm, că mă mințiți. Trebuie să fii sincer cu mine. Ce înșchit? Hai să jucăm și noi în galben. În, echipamentul nostru. De la Fece Leone. Attacking Highlights. Cancel. Ah. O să dau highlights toate, că poate ne luăm bătăie. Mincinosu, Ovidiu Vasile, mincinosu. Toată lumea chat cu mincinosu, e cel mai tare, respect. Pot să joc? O să, o să vă bag, cum am făcut și live-ul trecut, băieți, o să vă bag pe parcurs. Acum, deocamdată, meciul ăsta e foarte important să-l câștigăm. Foarte, foarte important. Foarte important și trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Haide să vedem. Prima ocazia meciului pentru Leone în minutul 10, în minutul 11, de fapt, contraatac, cred că e mingea la Lexu, haideți să vedem. Noob, excelent, se descurcă Nu pasează mai departe cu pinguinul, cred, nu e Leone, Leone pierde mingea, e execrabilă faza asta de contraatac pentru noi. Hai să vedem, trebuie, trebuie, trebuie să ne apărăm foarte bine Leone Junior te-am băgat titular în poartă, sper să nu primim vreun gol cu tine Haide să vedem și Leone Junior stă ca statuia Și din păcate primim gol, haide să vedem, fază pentru Leone Leone Soloran, haide să sperăm că reușim să marcăm aici Este Leone acum, de la fece Leone Leone, Leone, Leone! 1 la 1 și reintrăm în meci. Reintrăm în meci. Felicitări. Eu. Nu știu care dintre Leone a marcat. Cred că Andrei. Atacantul am uitat. Kiril, uh, Chiril Kiril. Mai e pe chat Kiril Leone. Mai e oare pe chat pentru care a reușit să marcheze. În fine. Este șansa noastră acum prin Lexu. Lexu. Ce naiba, de ce nu What the fuck, mi-a oprit atacul. What the fuck? What the fuck? Lindstorm. Pericol aici cu Frankfurt uh, în uh, peisaj. Schiri pasează cu rode. Am crezut că mingea era albitru. Mamă, ce bine pasează. Aoleu, Mario Gheoțe șutează foarte bine. Respingem și este mingea ușoară pentru Leone Junior. Se continuă faza. Amaricăi greșește. Și este penalti pentru Frankfurt, minutul 77. Ce naiba se întâmplă? Și-o dă în stânga. Nu se poate, Leone Junior ne-am aruncat pe partea care trebuie și n-am putut să o scoatem. <coughs> ce naiba se întâmplă? Fii sumă. mă. Băi, ce căcat. Dă-te naibii. Ba, joc de mine. Bagă-mă la penalti. Ce căcat frate că mi-a dat două ocazii ești nebun Mi-a dat două ocazii și după aia ce naiba Mi-a dat și penalti nici nu Ce căcat e asta mă frate Nu e corect Minge pentru pinguinul, pasă la Leone, haide să vedem, poate fi 1 la 0 pentru Fece Leone! Hai să vedem, 1 la 0 pentru Fece Leone, hai să vedem, Frankfurt, Soloran, Trebuie să ne apărăm foarte bine cu Costi Max, cred. Linstorm, Linstorm ne driblează, ne face varză. Foarte bine Costi Max sau cine a fost acolo a intervenit senzațional. Și până la urmă Leone Junior prinde mingea asta. Din nou Frankfurt, Soloran, Leone FC nu are deloc ocazii. În timp ce Frankfurt cam domină. Colomoani care nu a plecat de la Paris Saint-Germain apare nu sunt transferurile făcute. Colomani pentru Linstorm, Linstorm în spate cu Rode. Să sperăm că nu primim gol la această fază. Colomuani șutează. Leone Junior, ce paradă! Demnă de a purta numele Leone. Haide să vedem. În continuare, 1-0 pentru Leone. Colomuani pentru Gheoțe. Mario Gheoțe pasează cu Muani. Mai departe cu același Mario Ghioțe, mai departe cu Colomoani, Leone Junior, extraordinar, parade, una după alta pentru Leone Junior. Haideți să vedem, va fi șansa lui Frankfurt, centrare care e direct în aut și, băi, ce naiba durează atât de mult meciul ăsta, că am dat la highlights. Haideți să vedem, trebuie să mai marcăm o dată. Ce naiba, Lexu a pasat din prima pentru pinguinul, nici măcar n-am apăsat pe pasă, dar nu mai contează pinguinul. Mai departe cu Leone. a leu dacă intra pasa aia către Lexu, era o șansă extraordinară, dar vedem că mai are un Leone solo run. Oare cine va fi acolo în prim plan? Pinguinul! Pinguinul! Pinguinul ține de minge, pasează lung către Leone. Mai departe cu 2011, Cristi 2011 greșește pasa și să sperăm că nu va fi o greșeală care să ne coste minutul 80. Atac pentru Frankfurt. Oh, ce pasă direct la Colomoani care o lovește din plina, Doamne, iartă-mă, ce naiba s-a întâmplat? Ce naiba s-a întâmplat? Stai da, așa că dau din nou restart, îmi bag picioarele, nu am voie să fac egal meciul ăsta, trebuie să câștigăm. Pronostic Barcelona PSG, 3, 3, la 2 pentru Barcelona. Aoleu, băga mea și picioarele în el de joc. Amaricăi. Hai să vedem. Pasă la pinguinul care pierde mingea. Băi, mâncați-aș gura ta, pinguine, mă îngropi. Nu uita să dați like. Foarte bine zicem, Rago. O juca cu OEM Da, o să schimbăm, o să schimbăm la OEM O să intre alții Băi, ce mă oftică, mă, căcatul ăsta de joc Amaricai, Foarte bine driblează Pasează acum cu pinguinul Mai departe cu Leone Haide să vedem, poate fi șansa lui Leone Leone, Leone Din nou Leone marchează E singurul care poate să dea gol la echipa asta, e efectiv Corner pentru Frankfurt Mă doare rău gâtul că am țipat, dar nu mai contează asta. Important e să câștigăm. Centrarea lui Mario e foarte bine respinge 2011. De fapt, respinge foarte prost direct la tuta. Coci, șutează. Leone Junior scoate. Hai o odată să nu mai dea 10.000 de ocazii pentru Frankfurt. Leone Soloran. E clar, dacă nu marcăm aici, ne facem, și ne facem foarte grea misiunea. Leone. Leone. Pentru Vali Pinguinul. Pinguinul. Pasează mai departe cu Leone. Mai departe cu Leone. La pierde de mingea. Long cross mai Leone. Poate avem și noi o șansă de asta foarte mare, 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 mare. Va fi o centrare către nimeni de la noi. Dar uite că rămânem în posesie. Leone. Mai departe cu Leone. Leone greșește pasa Leone. Cât de slab a putut să paseze acolo și a bătut joc de pasă pe care o primise de la Leone. Oh, Frankfurt, din nou, într-un atac. Centrarea este tocmai la Mocanu. Nu se termină încă meciul. Doamne, de ce mai dau Băi, nu mai pot. Nu mai pot. Hai o dată, frate. Knauf. Centrează. Mocanu respinge din nou și poate fi un contraatac pentru Leone. Pinguinul. Pinguinul ține mingea în teren. Pinguinul. Mai departe cu Lexu. Din nou pinguinul pentru Lexu, ce bine combină jucătorii de la Leone, făcea maricăi pentru Leone în care eu, Leone se distrează cu apărarea lui, Le lui uh, Frankfurt, Leone pasează la margine cu Nub, nu pierde mingea, da aia, da îl cheamă Nub, nu pot să cred, de ce penalti frate, de ce penalti Aoleu, dacă scoatem, avem o șansă, dar trecut a dat în stânga 100% să dea din nou în stânga hai, nu se poate, m-am aruncat, te naibii de joc prost Hai, lăsăm, facem egal Păi, păga -mea. Nu, dar nu cred că ieșim din Champions League Mama, a devenit și Ovițu Membru, respect Aoleu, iarăși dau restart Nu, că dacă, pierd, dacă facem egal meciul ăsta Suntem au din Champions League, Da, dau Ah, vă scuzați, băi, dar n-am ce să fac. Acum meri să fiu și eu titular. Uite, pentru asta te bag meciul viitor, te bag titular, robițule, că ești membru naiba. Lexu. Pentru Leone. Mai departe cu Vali, pinguinul. Pinguinule, te mănânc! Hai că tot la noi. Leone. Pentru Lexu. De la mare distanță! Trap însă intervine. Ah, bă, glumeam, nu e, sunt abonat adevărat. Respect, Flavius, respect. Chiar am crezut că să ești, frate. Chiar am crezut că să ești. Amaricăi. Pentru pinguinul. <grijă -i> nu mai suport. Nu mai suport. uite de tu cum a scăpat aici, a Frankfurt. Bravo, junioare! Leone junior cu o parada de Duca Dam, cel puțin Leone junior. Bă, chiar seara asta nu joc sau. Păi ne mănâncă pinguinul, nu am ce să fac. Ia să vedem. Foarte bună ocazia asta. Nub. Direct în blocaj. Ah, ce moftic! Knauf. Leo fiți iar Frankfurtul mami tale. De, de, ce Frankfurt solo run? Mai dăm și mie ocazii, ne uităm la meci. <laughs> Mamă, nu-mi spune, nu-mi spune, nu-mi spune, nu-mi spune, ratează. Hai, hai, Leone Junior. Ce să mai... 0-0. Atâta chinuială pentru nimic. Avem șanse oare să ieșim din Champions League? Băi, nu cred. Da, hai să vedem. Simulăm și vedem. Poate ieșim. Dacă nu, luăm sezonul de la capăt. Nu, no, sigur n-am ieșit. Vom lua sezonul de la capăt, că efectiv n-am ieșit din Champions League. Ah. Doamne, ce mă oftic. Doamne, ce mă oftic băga mea și picioarele. Hai că putem să cei mai buni. Bac picioarele în el, băi, de joc prost. Băi, ce joc prost. Îmi dai overall -over mai mare și câștigăm. Nu cred că pot să mai umblu acum la overall -over Ca dădeam. Ca n-am -am, -am citit engine pornit. Trebuie să repone jocul și așa mai departe. Ok, am stat mult. Eu la muzică. Ce la muzica, boss? Ah, că cadă joc. Doamne, ce mă oftic, bă, frate. Bun, am dat contractele. Hai să simulăm. Poate de data asta avem mult noroc. Eu șterg banca. <laughs> Ovidiu Vasile! Hai să vedem cu Marseille. Sad. Eu sunt cu apa. O video, Vasile, o video, Vasile. Hai, Ai n-ai mingea, dai like. Un motou facem 100 și luăm UCL Nu înțeleg, bro. Bă, dar chiar mă nu se fac 100 de like-uri, ce naiba? Da, da și voi like, băieți. Nu se fac aici, eu sunt băiatul cu apa. Nu se nu se fac și pe live-ul ăsta 100 de like-uri, băieți. Chiar aia. Vrei Leo o apă? Chiar aș avea nevoie, că nu mai am deloc Nu mai am deloc și mor dosete Hai să-i batem pe Marsei Să ne calificăm din Champions league asta ăsta blestemat Pot să joc Leone, când ajung fotbalist Te iau cu mine la meciuri Să dea Dumnezeu să ajungi fotbalistul Mai faci săptămâna viitoare? Mai facem și săptămâna viitoare Mai facem o încercare Mai facem o încercare în două ore ajung. Te rog, bagă-mă în, amicale măcar. Uite, să te bag într-un meci. Uite, m-am câștigat cu Marsei. Am câștigat cu Marsei. Eu, eu, sunt sigur că să joace majoritatea. Uite, Iani, să -ți zic ție direct cât ai jucat. Uite. Leone Ianis, n-ai jucat niciun meci, dar o să joci. Oricum s au jucat puține. Hai, Frankfurt, să-i batem și pe Frankfurt și după aia vă bag pe cine vreți voi, vă bag. Ideea e să câștigăm, că dacă nu câștigăm, degeaba. Ne bate Frankfurt, băga mea și picioarele în Frankfurt. Hai, să-i batem pe Sport în Lisabona. Leone FC, Leone FC, putem să câștigăm Champions League, îl vom câștiga cu Leone, câștigăm ole ole, campionii cu Leone FC, câștigăm orice ole ole ole. Băi, ne bate și Sporting Lisabona. Băi, băi, nu se poate, băi, așa ceva. Nu se poate. Înnebunesc nebunesc. ne nebunesc. Leo, dacă ajung fotbalist, să-ți dau autograf Covidul Vasile. Așa să faci. Uite, mă, îi batem, pe, îi batem pe, Sporting. Ia să vedem pe ce loc suntem în Champions. Trebuie să avem șanse să ieșim acum. Trebuie neapărat. Ia. Suntem pe locul 2. Suntem pe locul 2. Bun. Urmează meci cu Frankfurt. Hai să batem, băieți. Haide să batem. Frankfurt Suribai rivalii noștri numărul 1. Pă, bune. E derby cu Frankfurt. Hai să-i batem. Te rog, te rog, te rog, jocule. Te rog, te rog. I-am bătut, băi. Cred că ieșim și noi din Champions League. I-am bătut. 100% trebuie să, să ieșim din Champions League acum. 100%. 100%. OM ce ne mai poate pune probleme ei ne mai pot pune, ei ne mai pot pune probleme. dar uh, da, avem o laveraj mai bun decât ei. Hai să vedem. Ultimul meci va fi cu Marseille. Pă bune că au fost, au meciuri tare. Au fost meciuri tare. Hai să sperăm că îi batem pe Marseille. Hai să sperăm. Sau egal. Ne bate Marseille. Doamne, doamne. Cred că am ieșit din Champions League. Nu pot să cred. Băi, frate Nu se poate așa ceva Suntem în Europa Hai mă, 1v1 pe FIFA dacă te ține oh. Suntem în Europa League Asta este, vom continua în Europa League, băieți Luăm Europa League Luăm Europa League Yay, da, da, luăm Europa League Aoleu <laughs> Leon FC dezamăgește la casele de pariuri Îmi zis și mie că timp am de când sunt abonat la tine? Nu știu unde să mă uit Costi, sincer Activitatea canalului A, Nu știu, nu știu unde să mă uit Bă, mă bagi în Europa League? Hai că vedem, bro E bine că îi batem pe Paoc. Îmi zici și mie cât costă prețul? Nu-i nu nimic. Bă, mă bagi, bro. Uite, la meciul ăsta o să, o să bag pe cine scrie aici. Deci cine scrie în chat o să o să, o să bag. Pe Ovițu am zis că îl bag și pe el un meci. uite, Lexu are minus 1. Îl bag și pe Ovițu un meci. eu, Andrei. Nu mai știu care erai tu, Andrei. În ți aș gura ta. Nu mai ții minte care erai. Trebuie să zici care erai. Masi, Masie în primul 11, nu? Eu te rog, eu, eu. Uite, dacă da, cum? Uite, hai că îl băgăm și pe NBA. Îl băgăm în locul Lex. Îl, 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 îl ținem pe Lex. Uite, eu vreau pe bancă. Uite, hai că mai bag pe bancă în jucători. Uh, îl punem pe Yanis. Să intre, poate. Și așa. Bun. Portarul Eddie. Hai că te bag. Oricum, Răzvan tu ai jucat mai toate meciile. Hai că îl bagăm și pe Eddie Bun, hai să vedem, să sperăm că îi batem. Îi batem, ok. Deci mergem mai departe în Europa League, asta e bine. Asta e bine. Și o să avem duel cu Freiburg. Nu cred că e un adversar prea dificil. Sincer, mă așteptam la meciuri mai grele. Freiburg e... Noi suntem România. Freiburg e echipă slabă. Mamă, ne-a bătut Freiburg. Tocmai ce ziceam că după mine e un adversar ușor. Deci noi cu echipele din Germania suntem varză, efectiv. Nu mai ai minusuri pe aici. Mamă, Costi Max are roșu. E bine că l-avem pe 2011, pe Cristi. Bun, haide că să dau highlights la asta numai attacking. Să-i batem. Nu ne bate nimeni, ea. Băi, vezi că e nimeni, ia. Yeah. Gen, așa era versul. Nu ne bate nimeni, ia. Yeah. Leone Gaming, hai să facem un live odată, un turneu de FIFA cu abonații. Așa mă gândeam și eu, sincer. De-aia și vreau să crez Discord-ul ca să fac acolo un turneu. Leone atac. E deja un la 0 pentru Freiburg. Fă, fiți arma mama ta, Freiburg. Trebuie să dăm gol neapărat. Pinguinul pentru Leone! Doamne, Leone, ți-ai bătut joc. Penalti pentru Leone. Hai să vedem. Hai să vedem. Pinguinul. Bravo, pinguinul, ai făcut și tu ceva. E 1 la 1. Trebuie să dăm gol, neapărat. Doamne, ce mi-am bătut joc de faza asta. N-ați văzut nimic, băi. N-ați văzut nimic, probabil va băga și reclamă. N-ați văzut nimic. Leone atac. Atacă, Leone, atacă, Leone. Leone, 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 pentru Lexu! Mamă, ce ai dat Lexule, le mâncați aici gura ta. Free kick for Leone, minutul 36. Haide să vedem, frate. O lovitură liberă. Și pinguinul le sa la cap. Leone pentru nub. Aoleu. Oh, Leone counter attack. Hai bă frate. Hai bă frate. Lexu. Pasează cu Leone, excelent, ce bine combină cei doi uh, fotbaliști cu numele L. Leone, toamne. Hmm. N-ați văzut nimic, băi. Campareza Leone Gaming. Băi, tași, bă, din gură. Crezi că e ușor? Crezi că e ușor? Nu e deloc ușor Doamne oh, Mo... <laughs> Băi, ești prost? Bă, ești prost, mai e pe live? Mai e pe live cine a dat golul ăsta? Daua? Virgil van Dijk Daua? Bă, ești prost? Bă, ești prost? Aici chat cu vreo 30 de secunde după? A. Bă, îmi pare rău. E delay. Lexu. Mai departe, cu pinguinul. Mai departe, cu Leone în care eu Leone! Sunt slab? Ziceți, băi, sunt slab la FIFA? Nu cred. Bă, cum n-ai 2 la... Ah, păi nu ne calificăm, căcat. De ce n-ai 2 la 2? Au dat fraierii de la Freiburg gol. Băga mea și picioarele în voi, Freiburg. Am și dat gol din ca naiba. Trebuie să mai dăm gol o dată din foarfecă. Hai din nou, frate. De ce naiba nu-mi sare și mie la cap, băi? Bravo, Mocanu. Căcat. Ah, dă Nu mai, băi, ai. cu picioarele, nu mai. Dacă și pe ăsta, acum nu mai. Nu mai dau restart după. Deja sunt mort. Nu no, mai gata, s-a terminat. Asta este. Băi, ce prostie, frate. E cel mai tare youtuber. Mersi, frate, dar... La FIFA mai slăbuț. Ai! Am ieșit și din Europa League. Am dus Leon FC în condiții. O să mă dea și afară de la echipă. Așteptăm demiterea. Ce să facem? Așteptăm demiterea. N-avem ce să facem da. Sunt dat afară de la propria mea echipă. Asta este. Ha, M-a ha, ha. dat afară, frate, de la propria mea echipă. O să vă zic imediat că acum simulăm finalul sezonului și vă zic imediat. Lasă, băi, Leo, skill Ce e Că habar n-am. Nu știu la ce te referi. Salut Daniel Anitulesei. Mamă, suntem 17k? Suntem 17.000 de abonați? O să, o să vă zic acum la toți ce ați făcut. Mi-am sunat 17.000 de abonați? Dacă da, respect maxim. Ratoni, ți-am dat moderator de pe alt nu îți dau pe toate conturile. Haide să vedem ce a făcut FC Leone prima oară la nivel de competiții. Locul 10 în Premier League, ceea ce pentru echipă nou formată e ok. În FK a pierdut destul de devreme, nu ne mai uite în runda 4, a, a bătut Crystal Palace, în Carabao A pierdut cu Notts County. What the fuck? Ah, fine, hai să vedem ce au făcut uh, jucătorii de la Leone FC. Leone, Leone, Leone. OK. Deci uh, goal a fost Kiril Leone, urmat de Vali Pinguinul, Răzvan Amaricăi și el cu 6 goluri, 4 asisturi, Jude Andrei 5 goluri, 2 asisturi, Alex Lexu 5 goluri, 3 asisturi, uh, 3 goluri pentru Bing Jang Bong. Două goluri pentru Leone Ianis, două goluri pentru Leon Leon, Vlad Leone 2 goluri, Ratoni un gol, un gol pentru Costi Max, trei asisturi, un gol pentru Lol Nub, un gol pentru Marii Mamae și în rest vă vedeți și voi acum prezențele, Răzvan ofrei 26 de partide, Ovidiu Vasile a jucat 7 meciuri, mâncați și gura, Alex NBA din păcate n-ai prins echipa, dar în rest a jucat cam toată lumea, Mari Mamae și așa mai departe. Din păcate, singurul care nu prinde niciun meci este Alex NBA. Îmi pare rău, frate, dar asta a fost. Băi, eu cam aici o să închei live-ul. Din păcate, nu pot să stau mai mult pentru că am cam obosit și eu. Dar m-am distrat foarte mult. Sper că v-ați simțit și voi bine. O să mai facem live-uri. Săptămâna viitoare, nu știu dacă facem tot așa. Live-uri tot vreau să fac. Deci, da, o să vedem. Până data viitoare, eu am fost Leo, v-am pupat, ceau ceau, nu uitați să mai lăsați aici un like, să vă uitați la, la toate clipurile, să comentați, să vă văd acolo.